Deci, în penitenciar, masa ți este servită de alt deținut. Da. Și ce înseamnă că ți este servită? Adică, se vine cu tava, cu ce? În general, vin ca în armată, vin cu ghiumurile alea mari. Da. Ca în tabără, nu știu cine a fost în tabără, cum se face mâncarea la cazan. Da. Așa se face mâncarea pentru deținuți. Mâncarea, să știți că este foarte gustoasă. Toți politicienii ăștia care îi vedeți dumneavoastră și au fost politicieni cunoscuți, de la Adrian Năstase până la... Mâncau la ghiumul ăla când venea fasole cu... De săreau pe ghium, de lingeau ghiumul ăla. Pentru că chiar e bună mâncare. Chiar e bună. Deci când vine fasole cu... O afumătură din aia. Adrian Năstase sărea la... Și Adrian Năstase și sunt mai mulți politicieni, fost politicieni, care unul dintre ei este și jurnalist, nu știu cum îl cheamă pe... Sorin Roș Castănescu. De el a fost vărul meu, a fost supraveghetor pe secția unde era deținut Sorin Roș Castănescu. Și când venea masa la... Când venea fasolea aia pe... Fasolea la cazan, toate vipurile alea din Jilava săreau pe... Pune și mi-o porție, pune și mi-o porție, pune și mi-o porție. Salutare și bine ați revenit la Mintea lui Tetelu, astăzi o ediție de neuitat, de colecție. Suntem astăzi, intrăm direct în subiect, cu Cosmin Dorobanțu, președintele Federației Sindicatelor din Administrația Penitenciarelor. De ce suntem noi împreună astăzi? Pentru că, recunosc, am fost încântat, fascinat de un articol din Hot News, care vă cita... Și citez începutul articolului, vorbim despre cazul Elena Udrea, cu asta începem și apoi dezvoltăm, discutăm în general ce înseamnă penitenciarele din România și viața din pușcării. Și articolul pe care îl cita Hot News începe așa. Federația reacționează la atacurile sistematice ale Elenei Udrea la imaginea poliției penitenciare cu scopul de a scăpa de închisoare, era încă înainte de termenele care au dus-o până la urmă în pușcărie. După ce a contribuit timp de 10 ani doamna Udrea la sărăcirea unor generații de români, printre care se află și familiile polițiștilor de penitenciare. Înțelegem din această afirmație că sunteți beneficiarii furtului politicienilor, printre care și Elena Udrea. Ați trecut-o în clar și spuneți puțin mai jos... Este adevărat că nu avem un sistem penitenciar așa cum și-ar dori politicienii infractori dovediți de justiție. Însă banii publici furați timp de 10 ani de Elena Udrea și de clientela politică din anturajul acesteia ar fi putut fi folosiți pentru investiții în condițiile de detenție și de muncă din penitenciare. Ca să intrăm în concret, cum este primită, cum a fost primită și ce condiții are astăzi doamna Udrea? Condițiile sunt cele pe care le știe toată lumea din penitenciare. Hai să le vorbim. Da, pentru să că vorbim... nu știe toată lumea. Publicul nostru este divers, dar poate nu toată lumea a trecut pe la pușcărie. Așa e, din fericire, nu toți românii, da, au trecut pe la pușcărie. Hai și... să intrăm în amănunt. Exact. Chiar în detaliu, aveți descris aici situația fizic, ce înseamnă detenția doamnei Udrea, dar hai să o și povestim. O povestim, avem timp să povestim și de doamna Elena Udrea, avem timp să povestim și de penitenciare în general, pentru că știți foarte bine, este un sistem închis și nimeni nu știe ce se întâmplă în spatele acelor garduri ale pușcăriei, cu toate că toată lumea are curiozitatea să se vadă ce se întâmplă în pușcărie și cum stau infractorii patriei, infractorii dovediți, așa cum i-am spus și Elenei Udrea, cum stau ei și cum își ispășesc pedeapsa în spatele acelor garduri păzite de colegii mei. Nu vă e frică deloc. Nu. Cu asta vreau să începem. Înainte de toate. Nu vă e frică deloc. Și activați, să zic, în acest domeniu al exprimării publice de ceva timp. V-am spus, aveți o fană, marea noastră jurnalistă, Mirela Neac, de la Gazeta Sporturilor, care mi-a spus că urmărește comunicatele federației dumneavoastră de mult timp. Pentru că sunt foarte bine scrise. Eu când am citit prima dată, nu am sesizat exact dacă era citat, necitat, și am zis ce bine sună acest articol și am sunat-o pe redactorița șefă de la Hot News și mi-a spus, nu, este chiar Cosmin Dorobanțu, este omul acela. Și am recitit cu mai multă atenție. Nu vă e frică de nimeni. Nu mi-e frică și mulțumesc doamnei că mă urmărește și îmi dă energie și forță să scriu mai departe ceea ce scriu și să fiu activ în continuare. Nu mi-e frică de nimeni.
Nu mi-a fost niciodată, probabil că așa m-am născut, să am așa o frică din asta inconștientă, probabil că din inconștiență fac ceea ce fac. Un fost șef de ai mei mi-a zis că sunt imprevizibil și necontrolabil și asta mă bucură, sunt unele calități pe care ar trebui să le aibă orice lider din țara asta. Dar sunteți un lider, aveți o poziție în acest sindicat și în același timp sunteți în administrația penitenciarilor. Nu este doar un job de reprezentare, sunteți munciți acolo. Da, eu sunt încă polițist de penitenciare, sunt ofițer în cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor și sunt încă activ. Eu lucrez zilnic 8 ore pe zi. Iar activitatea sindicală pentru mine, pe lângă faptul că îmi place, este unul dintre hobby-urile mele. Și chiar îmi place ceea ce fac și tot ce fac pentru sindicat și pentru oameni, fac din pasiune, pentru că așa simt. Și când vorbesc, ceea ce vorbesc, vorbesc pentru că asta simt. Și legat de Elena Udrea, am reacționat pentru că așa ar trebui să reacționeze orice lider de sindicat când un infractor din ăsta dovedit atacă sistemul în care lucrează, atacă colegii, pentru că lumea mă întreabă de fiecare dată, dar de ce reacționezi tu, Dorobanțule, la un fost deținut, la un viitor deținut care atacă sistemul penitenciar, că nu ne atacă pe noi? Sistemul penitenciar nu este o clădire. Sunt oamenii care lucrează într-un loc de muncă. Toți oamenii care lucrează în sistem formează sistemul penitenciar cu bune, cu rele, cum este el. Nu este un sistem penitenciar perfect, pentru că dacă toți miniștrii de justiție din 89 încoace, toți s-au lăudat că construiesc câte un penitenciar nou pe mandatul lor. Păi dacă puneau în practică ce spuneau pe la televizor, avea fiecare cetățean penitenciarul lui. Deci nu mai era supraaglomerare în sistemul penitenciar, pentru că fiecare cetățean avea penitenciarul lui ca în Norvegia. Așadar, eu reacționez la Elena Udrea și voi reacționa de fiecare dată când acest personaj, prin mijloacele pe care le adoptă, atacă colegii mei și atacă sistemul penitenciar pentru a scăpa de pușcărie. Este adevărat că va fi terorizat în pușcărie, că ei se vor întâmpla lucruri demne de filmele, de SF, de poliție, crime? E asta motiva în exterior, când a încercat să scape de aducerea în țară, asta a motivat că dacă va fi adus aici, îi se vor întâmpla lucruri rele. Haideți să ne explicați. O să îi se întâmple lucruri rele Elenei Udrea? Mm-hmm. Și ce va consta detenția doamnei Udrea? La Târgșor. Târgșor nou. La penitenciarul Proiești, Târgșorul nou. Așa este. Asta e denumirea penitenciarului în care va sta. Nu îi se vor întâmpla lucruri rele. Deci, ea este un deținut pot să-i zic un deținut aproape VIP, pentru care foarte mulți bani, a avut o funcție de ministru, fost politician, fost parlamentar al României și pe noi legea ne obligă ca această categorie de deținuți să o ținem separată față de deținuții care au făcut infracțiuni de drept comun. Deci este adevărat că aseară discutam cu Mirela Neag și asta spunea, moftică va fi într-o altă parte, va fi în secțiunea de... Deci există această secțiune de VIP. Și la pușcărie. De gulere albe, așa le spun eu. Eu sunt acești deținuții foste gulere albe, care nu fac închisoare în camere cu ceilalți deținuți, cu violatori, cu tâlhari, cu agresivi sau chestii de genul ăsta, sau orice alte infracțiuni cu violență. Acest tip de infractor, cum este Elena Udrea, va face pușcărie în cameră cu un fost judecător, cu un fost procuror, cu un fost demnitar, în niciun caz nu va face pușcărie alături de o criminală sau de o deținută care a tâlhărit românii pe stradă. Există această diferență între, și nu știu cum este, nici nu știm încă, pentru că ea este încă în perioada de carantină, nu? Da. Care e diferența între sistemul închis și sistemul semi deschis? Vă spun imediat. Sistemele astea sunt patru sisteme penitenciar. Regimul de maximă siguranță, unde sunt cei mai periculoși deținuți, care după urmează regimul închis ca grad de severitate. Acum coborâm spre lejer. Regimul semideschis și regimul deschis. De exemplu, în regimul de maximă siguranță, acolo sunt deținuții bolnavi psihic, deținuții care au făcut crime, tâlhării, care au pedepse foarte mari. Cu timpul, în timp ce stau în detenție și dacă au un comportament bun, un deținut din asta poate trece de la regimul de maximă siguranță până la regimul deschis, care este cel mai permisiv. În regimul semideschis sunt incluse persoanele private de libertate care au pedepse până într-un an de zile.
De exemplu, unul care merge cu mașina și a fost sub influența băuturilor alcoolice peste limita legală. Nu poți să-l duci în regimul de maximă siguranță și dacă îi dă judecătorul o condamnare de 6 luni de zile. Totuși, bine, până la urmă tot pușcărie este și aia. Că acolo în regimul semideschis stai cu cel care a fost odată și odată în regimul de maximă siguranță. Tot cu nebunul ăla poți să stai. Noi nu avem încă capacitatea să separăm deținuții pe fapte, pe vârstă și pe alte criterii pe care ar trebui și legea ne-ar obliga să-i separăm. Iar acest Elena Udrea va veni undeva în regimul închis sau semideschis, depinde de ce va stabili o comisie din interiorul penitenciarului. Dar de ce ar putea fi în regimul închis? Adică pentru care pedeapsa peste 4 ani. Are 6 ani jumate. Dar și n-a regim... făcut infracțiuni legate de violență. Nu a făcut... De ce este sistemul închis posibil pentru dumnei? Pentru că... E așa de gravă? Nu este gravă. Are 6 ani și când dai 6 ani, intri la regimul închis. Dacă avea un an, intra la regimul deschis. Dacă avea între 1 și 3 ani, intra la regimul semideschis. De la 3 ani până la 5 ani este regimul închis. Și de acolo maximă siguranță, da. Și care sunt condițiile efectiv de detenție pentru doamna Udrea? Care este mărimea, să zicem, a camerei, paturile? Cum este modul de organizare al locului de detenție? Ca să vedem dacă doamna Udrea are dreptate când spune că va fi chinuită în pușcărie, că va fi terorizată, că va trăi un regim în acesta, sub imperiul spaimei și al groazei. Eu nu vă pot spune dacă are dreptate sau nu are dreptate, o să trageți dumneavoastră concluzia după ce vă povestesc acum. Așa. În camera în care stă Elena Udrea acum, sunt 4 paturi pentru deținuți. Ea momentan stă singură, pentru că penitenciarul Târșor acum nu are cazate deținute care să fi săvârșit fapte similare cu ale Elenei Udrea și nici nu au avut, înainte de a săvârși fapta, funcții similare cu ale Elenei Udrea. Deci ea din start va sta singură. Deci o cameră destinată la 4 persoane este ocupată de o singură persoană. Deci spațiu are. Obligația noastră este să asigurăm minim 4 metri pătrați pentru un deținut. Astea sunt normele europene. Atât trebuie să asigurăm noi minim. Ea va avea baie în cameră, va avea apă curentă, potabilă, va avea apă caldă zilnic. Bucureștenii nu au apă caldă zilnic. Nu. Sunt au trecut luni de zile sau săptămâni de zile în care un bucureștean nu știe cum arată apa caldă. Ea va avea apă caldă zilnic în baza unui program stabilit de directorul penitenciarului. Nu va avea un continuu de la ora 12:00 până la 24:00, nu. Va avea, să zicem, 3 ore pe zi. Ea știe. În perioada asta eu trebuie să fac baie, trebuie să mă spăl. Dușurile sunt separat? Dușurile sunt separat. Ea are o baie cu duș, cu toaletă, cu WC-ul, cu orice, amenajate. Nu sunt aziluri în România asta și nu sunt spitale, cum sunt condițiile din penitenciare. Unele penitenciare, că sunt și unele penitenciare în care probabil că sunt infrastructura este foarte veche sau ele sunt monumente istorice și noi nu putem să le modernizăm așa cum ne-am dorit noi. Pentru că sunt vechile clădiri care sunt patrimoniu național și nu putem să le modernizăm decât cu aprobarea Ministerului Culturilor sau ceva de genul ăsta. Dar penitenciarul Târșor a fost modernizat. Înainte să vină Elena Udrea a fost dat cu lavabil, a fost dat cu var, i s-au schimbat, i se asigură cazarmament, pătură, tot. Ceea ce oricum ea va veni cu cearșafuri de acasă, nu va fi Louis Vuitton sau Gucci, dar... Poți să vii cu cazarmamentul tău? Poți să vii cu cazarmament, cu haine, cu orice, cu mâncare, cu mai puțin mâncare care trebuie încălzită. Câtă mâncare poate să aducă doamna Udrea? Păi ar trebui că poate să primească la fiecare vizită 10 kg de mâncare. Și vizitele la cât timp sunt? Păi în funcție de regimul de executare. Ea probabil va avea undeva la 3-4 vizite pe lună. Și atunci că hrana trebuie să fie în general conservată, nu? Adică ce ar putea primi? Este o lege, e o lege, noi avem lege. Și în funcție de ce spune legea, îi spunem asta ai voie, asta nu ai voie, asta ai voie, asta nu ai voie. Deținuți în general știu. Cunosc situația, ce trebuie să primească și ce nu trebuie să primească. În general nu se pot primi lămâi și derivatele acestora pentru că se pot folosi la stupefiante, la a face alcool în penitenciar. Oricum deținuții sunt specializați în a face alcool din orice în penitenciar. Nu e și cazul ei că nu își va face alcool în penitenciar. Și nici cred că droguri nu va primi prin metodele astea inovative. Discutăm și de asta, că e un fenomen în sine. Deci, va avea dreptul la aceste vizite. Am citit că are dreptul la plimbare,
în aer liber, 2 ore sau 3, dacă alege să nu muncească. N-ar fi trebuit să fie invers, că nu am înțeles logica, să zic, a legii. Eu vă spun și logica care este, de ce au ales legitorul, de ce a ales 2 ore, respectiv 3 ore. Pentru că dacă tu participi la activități în afara camerei de deținere sau alege Elena Udrea să presteze muncă în interiorul sau în exteriorul locului de deținere, ei se vor asigura minim, două ore de plimbare în aer liber. Pentru că se spune că noi trebuie să asigurăm fiecărui deținut cât mai mult timp în afara camerei de deținere. Pentru psihic, pentru să altcumva să se adapteze sistemului penitenciar. Și atunci dacă ea participă la lucrări în interiorul locului de deținere, participă la activități în interiorul locului de deținere, oricum va fi scoasă afară din cameră. Iar dacă ar alege să nu participe nici la activități, nici la muncă, atunci ar trebui noi să o scoatem mai mult la plimbare. Înțelegeți? Înțeles. Și aș fi zis că ora aceasta e un beneficiu. Nu e un beneficiu. Muncești, nu e un beneficiu. E o compensare. Compensează că nu iese la activități, o scoți puțin mai mult în afara camerei de ține, pentru că stai 24 de ore între patru pereți, o iei razna. Ce se întâmplă în perioada de plimbare? Ce tip de plimbare are loc? Nu știu, cam în film așa se rotește în cerc? Sau... Dacă vrea să rotească în cerc, se rotește în cerc, dacă vrea să meargă în pătrat. Ce spațiul acesta exterior? Undeva la 50, 60, 70 de metri, 100 de metri, depinde de curtea de plimbare cât de mare e. Mare, e aerisită, sunt cu gratii, e supravegheată de colegii mei de la penitenciarul Târșor să nu se întâmple ceva. Deci dacă aveți informații în direct la proces, nu avem. Că am zis că urmărim că astăzi e și termen în procesul pe care dorește să iasă din Târgșor. Uite, poate până terminăm noi podcastul, poate scapă. Poate vedem pe Elena Udre chiar aici, de ce zici mă așa de mine? Așa, deci se poate plimba acolo. Ce activități poate practica în pușcărie? Acum depinde că îi se stabilește un plan. Vin psihologii, vin asistenții sociali, stau de vorbă cu ea, identifică nevoile ei în interiorul penitenciarului și atunci spune, pe Elena Udrea o introducem în programul de alfabetizare, ceea ce nu este cazul că a fost ministru. Dana, la ce miniștri au ajuns acum, și ministri care vreau semi analfabeți, așa, nu dăm nume că poate supără toți. Dar o să se facă un studiu de către psihologi, de către asistenții sociali, de către medici și o să vadă cam în ce activități or să o introducă. Deci momentan nu se știe. Din experiență, prima parte coincide cu o perioadă de, nu știu, depresie când intri. Adică la început, te lupți, refuzi să accepți realitatea, apoi intri. Deci după ce ai fost foarte guraliv înainte, bănuiesc că știți foarte bine treaba asta. Sunt mulți guralivi, apoi intră acolo. Ce se întâmplă în primele ore, primele zile? În general, este foarte deprimantă privarea asta de libertate. Cei care n-au mai făcut pușcărie, de-aia și îi băgăm în această perioadă de observare, carantinare, care este 21 de zile. Pentru că, în general, în 21 de zile se obișnuiește orice cetățean, se obișnuiește cu mediul carceral. Deci carantina nu e atât fizică cât mentală. Mentală este, mai mult mentală, și noi să vedem ce nevoie are avea fiecare deținut, cum reacționează, dacă are tentativă de sinucidere, că mulți vor să omoare. Mulți au încercat să se omoare. Cum? Cum? Au mai, nu știu, ai și returile, nu ai și returile, cum? Ai și returile la tine, dar mulți încearcă să se omoare. Cel mai multe decese la noi au fost făcute din fâșii de cearșaf, își rup cearșaful și își fac funie și se leagă cu el de pat sau de un obiect din ăsta în baie și se spânzură. Și reușesc? Reușesc. Cât de frecventă e situația asta? Nu avem așa multe decese în penitenciar pentru că rata de recidivă la noi este de undeva la 60-70%. Deci 60-70% dintre deținuții prezenți acum în sistemul penitenciar sunt foști deținuți. Și știu despre ce e vorba și pentru ei este ceva obișnuit să fie la pușcărie. Deci depresia asta vine la 30%, să zicem, din cei care 30% și dintre aia 30% și mai se puțin. Cerne și dar mai să puțin. Știți că sunt deținuți care plâng, urlă. Învățați cu un mediu de viață afară, când ai ajuns la pușcărie, este traumatizant. Deci e traumatizant. Să vezi că nu mai ai libertate de mișcare. De mâine ești, cred că mai mult psihic este decât fizic. Cât știți că a fost pandemia asta, am stat 2 ani de zile mulți în casă.
mulți au simțit pe ei ce înseamnă să fii privat de libertate, dar să și aveai posibilitatea să te duci în anumite ore, să ieși în oraș, bine, cu mască pe față. Da, gândiți-vă să stați 24 de ore din 24 într-un loc. Să n-ai posibilitatea decât să ieși într-o curte de plimbare 2 ore, respectiv 3 ore, 4 ore și pe aia să te întorci înapoi în camera de deținere. Cred că mi-aduc aminte de cazul unui tânăr care era fiul unui ministru. Plăcintă? Da. Țineți minte? Da, știu cazul, da, am auzit. A intrat într-o depresie foarte puternică. De la un nivel de trai de așa, băiat de ministru la pușcăriaș. Și era foarte vocal și tot așa, nu o să mi se întâmple nimic. Și apoi când a intrat, plângea după mama. Da, toți plâng după mama. Efectiv. Partea nasoală e că avem colegi care plâng după mame acum, când s-au angajat colegii mei plâng după mame. Asta e, vine generația din spate needucată. Needucată de camarii la Elenei Udrea. Astea sunt generațiile de acum 10 ani, care aveau 15 ani, 14 ani, 10 ani, acum au 20 de ani. Oamenii ăștia intră în câmpul muncii. Sunt acei oameni cărora Elena Udrea și cu Camarila Băsescu și cu Emil Boc le-au luat 25% din salarii la părinți. Și acum avem generația asta care nu s-a mai investit în educație, nu s-a mai investit în nimic. Generația asta spune cuvântul acum. Și se resimte la nivel de deținut această, nu știu, cădere a nivelului. Cum percepeți diferența asta între foștii, să zic, cum erau deținuți înainte și cum sunt acum? Înainte deținuții erau mult mai respectuoși față de colegii mei. Se cunoaște diferența de mentalitate și la deținuți. Deținuții acum au devenit mult mai agresivi decât erau înainte, pentru că și legislația le permite să devină așa. Vedeți că ce vedeți în afară? Da. Nu credeam acum 20 de ani în sistemul penitenciar și vorbesc cu colegii mei care lucrează în penitenciar acum și se apropie de pensie. Nu credeau vreodată că există un deținut care să ridice tonul sau să înjure un polițist de penitenciare. Nu exista așa ceva înainte. Și amenință? Acum e la ordinea zilei. Păi e un ultraj în fiecare zi se întâmplă în penitenciare. Și ce să zic? Când ies eu, lasă că vorbesc eu. Deci au acest curaj? Au curaj, da. Și nu există, nu știu. Ce vedeți dumneavoastră în filme? Ce vedeți dumneavoastră în filme? Da. La nivelul mai ușor, așa, da. Ce prin filmele americane, a început să se întâmple și la noi în penitenciarele din România. Deci deținutul intră și n-are nicio teamă. Deci chiar dacă e închis acolo, da. El se bazează pe faptul că legislația îi permite să fie protejat, să nu fie violentat, să nu fie agresat și atunci el agresează gardianul. Da. Și le frică gardienilor? Nu le mai spuneți gardien, vă rog eu frumos, pentru că este un termen peorativ pentru noi și ne... Cum trebuie să spunem? Polițiști de penitenciare. Nu folosim, să zic, limbajul public. Dar e bine, uite, aflăm acum. Cu timpul, mentalitatea de penitenciar. Pentru că gardian înseamnă... E peiorativ și jignitor oarecum pentru practic, noi. Practic, până la urmă, gardienii, să spunem așa, sunt de fapt ofițeri de poliție penitenciar. Da. Așa se numea înainte. Așa se numea. Am înțeles, în mentalul fiecăruia, polițiștilor de penitenciar le spune gardieni, așa spunea. Dar până la urmă opinia publică și mass media o să le treacă sau să le spună polițiști de penitenciare, pentru că din 2019 noi ne numim polițiști de penitenciare. Deci, uite, am făcut, să zic, un pas înainte cu acest podcast, sper să se uite cât mai mulți oameni. Așa, Elena Udrea ar putea să amenințe pe cineva? Nu. Acolo? În general, deținuții VIP, cum a zis dumneavoastră, sau deținuții care au bani, deținuții care au ceva școală, nu amenință. Nu fac probleme în penitenciar, gen Elena Udrea, nici șefii de clanuri nu fac probleme ei înșiși în penitenciar. Nu. Știți cu cine avem noi probleme cel mai mult în penitenciar? Cu deținuții care în gară se bat cu câinii pe tomberoane. Ei sunt cei mai problematici. Deținuții care nu au casă, nu au ce mânca afară, recidivist de la școala de corecție până la 40 de ani, ăștia fac probleme. Deținuții n-ai ca nimeni, care nu sunt căutați, care nu, familia nu i-a mai căutat de 10-20 de ani. Ăștia sunt deținuții care fac probleme. Au rol acest genul. Școală de corecție? Da, se numesc centre de educare. Și până la ce vârstă ești, să zic? Până la 21 de ani poți să stai acolo. Și ce înseamnă? Că înainte știam ce înseamnă. Eu am prins perioada în care, să zicem, școala de corecție era ultimul lucru unde doreai să ajungi ca să... Avem și noi vreo 3, din câte știu eu, 3. Avem unul la Tichilești, un centru din ăsta de reeducare pentru minori, unul la Craiova și unul la Buziaș. Deci dacă ești, să zicem, infractor minor din Galați, te duce la Tichilești. La Tichilești, da.
Pentru deci că nu există în fiecare oraș. Nu există în fiecare oraș, pentru că nu, guvernul României nu poate susține și pentru 3, 4, 5, 10, 20, 100 de minori maxim cât sunt condamnați, statul ar trebui să țină câte o pușcărie în fiecare oraș. Nici pușcării de maximă siguranță sau pușcării de... nu avem în toate orașele. Avem de la 47 de pușcării în toată țara. Și este efectivă, ca să zic așa, reeducarea asta sau rezultatele nu se văd din cauza, nu știu, a societății, a lipsurilor? Adică odată ce ai trecut prin școala de corecție, te corectezi? Școala de corecție, de reeducare, centrul de reeducare. Te reeduci sau nu reușim? Nu, nici prin pușcărie, nici prin școala de reeducare. România nu are încă capacitatea să reeduce deținuți. Și asta o spun cu cea mai mare tristețe pentru cetățeni. România nu are capacitatea să reduce, nici pușcăria nu are capacitate, cu toate că principalul nostru scop este să reeducăm deținuții. Eu cunosc. Și în subsidiar să-i ținem departe societatea, să-i păzim. Dar noi ar trebui să-i reeducăm atunci cât stă el pe perioada pe executării pedepsei, un an, doi, trei, patru, în pușcărie, noi ar trebui, teoretic, să-i reeducăm și să-i dăm societății reeducați. Dar noi nu avem capacitatea asta încă. Deci un infractor, nu avem... dacă ajunge în penitenciar, cu toate condițiile, cu toată legislația asta mai permisivă, cu toată bunăvoința, să zic, bănuiesc că polițiștii de penitenciar au această intenție de a se purta bine, de a-i educa. Da, avem intenția asta. Și se lovește totuși de o barieră. Avem intenția asta pentru că și noi avem familie afară. Mie mi-ar plăcea ca un deținut care intră alterat în penitenciar, aș vrea să iasă din penitenciar reeducat, pentru că eu am familie afară. Deținutul ăla, dacă eu n-am capacitatea și nu am posibilitatea să-l reeduc în penitenciar, ăla va ieși din penitenciar, va săvârși alte infracțiuni și vor fi alte victime. Și poate printre victimele astea ar putea să fie și familia mea. Aș fi ipocrit să spun că n-aș vrea să am un deținut reeducat și reabilitat când se întoarce în societate. Pentru că sunt câțiva factori acum externi care nu țin numai neapărat de noi. Încă, în primul rând, trebuie resurse ca să investești în reabilitarea deținuților. În ce? În psihologi? În formatori? În profesori? În ce? Psihologi avem. Scaune și paturi nu cred că rezolvă. Nu, un scaun și un pat și nu îți rezolvă problema să te reabiliteze. Contribuie și condițiile bune de detenție. Contribuie la reabilitarea deținuților, dar ar trebui să existe mult mai multe programe prin care să fie trecuți deținuții, programe cu specialiști din afara sistemului penitenciar. Deci hai să fim sincer, încă pușcările nu rezolvă această problemă din cauza lipsurilor materiale, pe care le menționați că s-ar datora și doamnei Udrea. Da, dacă s-ar investi în penitenciare, atunci, pe termen mediu și lung, noi am avea capacitatea să curijăm comportamentele deținuților, cu condiția ca, după ce a ieșit pe poarta pușcăriei, să aibă unde lucra. Că dumneavoastră știți că dacă nu are unde lucra, va da în cap. Cum se rezolvă această problemă? Cât de deschiși ar putea să fie angajatorii români sau cum contribuie sistemul penitenciar la reabilitarea acestor oameni, astfel încât să poată să fie angajați? Sistemul penitenciar ar trebui să aibă grijă de ei atunci când sunt în perioada de executare a pedepsei. După avem un serviciu de probațiune. Statul ar trebui să încurajeze firmele, e un exemplu ipotetic, statul ar trebui să încurajeze firmele să le reducă taxele și impozitele dacă angajează un deținut. Nu e, se întâmplă așa? Nu. Ar trebui și la dumneavoastră, și dacă dumneavoastră angajați un deținut care să vă dea cu mătura pe aici prin studio, statul să vă plătească jumătate din salariu și să nu plătiți dumneavoastră taxe pentru el. Bine, acum oricum taxele sunt în sarcina angajatului. Dar cel puțin să vă dea jumătate din bani. Pentru că pe stat îl costă mai mult. Mai mulți bani îl costă pe stat ca dacă deținutul ieșit astăzi pe poarta pușcăriei să săvârșește mâine o altă infracțiune. Și costă undeva la 3.400 de lei, 3.000-4.000 de lei costul unui deținut pe lună. Păi dacă v-ar da dumneavoastră jumătate din bani să-l angajați aici, să dea cu mătura, pur și simplu să dea cu mătura, să facă ceva necalificat. Atunci deținutul ar primi și el bani, nu ar mai da în cap, s-ar doar avea și el unde să muncească, iar noi în penitenciar ar trebui să vină, să avem bani dați de Ministerul Justiției, încât să-i formăm profesional. Să-l facem zidar, să-l facem dulgher, să-l formăm profesional, pur și simplu. Să-l iei pe unul necalificat și să-l scoți, să-i dai o diplomă la mână cu care se poate angaja.
Dar asta ar mai trebui și puțin românul să mai adică treacă de prejudecăți. Da. În general, românul are, ea, da. Așa zis, societatea liberă, ea ar trebui să fie mai deschisă și să spună, da, acest om a ieșit de la închisoare, dar hai să dăm o șansă. Dar nu avem această deschidere, mai ales ca român, ca societate. Să zic așa. În general, societate. În general, nu numai românii. În general, omul nu... Când auziți... Ziceați de sistemul, nu știu, norvegian. Norvegian. Sistemul norvegian este mult diferit față de cel român, dar pentru că mentalitatea norveginilor diferă de a românilor cu 180 de grade. Românii sunt aici, norvegienii sunt aici. Hai să vorbim un pic, dacă tot am ajuns aici. Să vedem niște diferențe între sistemul penitenciar norvegian și ulterior reabilitarea unui deținut din Norvegia. Nu am fost niciodată în Norvegia, doar ce am auzit de la colegii mei care au fost acolo și mi-au împărtășit și mie idei din penitenciar. Acolo deținutul zici că este la hotel. Zici că este la hotel de 4 stele. Cu all inclusiv, cu tot ce se poate. Și nu vi se pare un pic ciudat, nu știu, ce puțin pentru societatea noastră, să aibă așa un grad de confort, un deținut, nu e... Păi nu poți să iei de la alte țări doar ce-ți convine. Ori tot de la o țară respectivă, știți că nouă ne place în Germania, e ce bine în Germania, că am și colegi care zic, domne, când în Germania polițistul când te oprește nu comentezi la polițist. Da, da, în România de ce comentezi la polițist când te oprești? Haide să fim ca în Germania, dacă vrem poliție ca în Germania, dacă vrem legi ca în Germania, haide să ne comportăm și noi ca un neamț. Noi nu ne comportăm ca un neamț. Noi am vrea să fim ca românii, dar cu condiții din Germania. Nu merge așa ceva. Hai să ne întoarcem la doamna Udrea. Deci să zicem că poate să aleagă pentru o modalitate de a-și petrece activitatea. O activitate. Ce alte activități ar putea să mai aibă doamna Udrea, ținând cont, să zicem, de, nu știu, studiile dumneavoastră? Ar putea să scrie, să facă o emisiune. Ce sferă de activități ar putea avea doamna Udrea în închisoare? În general, nu știu dacă va alege să facă ceva care va ieși ea în evidență, pentru că îi place să fie discretă acolo și să scape cât mai repede de pușcărie. Nu vrea să fie în ochii lumii. Doamna Elena Udrea, după cum ați observat, că și acum când a fost luată de la graniță, presa n-a prins nici măcar un cadru cu Elena Udrea. Totul se vrea discreție, se vrea protejarea imaginii ei, nu știu de ce, că cu un deținut de ordin comun nu prea procedăm așa. Pe mine mă deranjează ca angajat de ce s-a procedat așa cu Elena Udrea când a fost adusă în țară. Trebuie adusă ca orice deținut. De ce trebuie ea să aibă un statut aparte? Că aici naștem noi suspiciuni de protejarea unor deținuți în defavoarea altor deținuți. Păi, și asta aduce era că prea afișem cu cătușele, acum că nu arăt... De ce niciodată nu suntem corecți? Adică suntem ori așa, ori așa. Păi, de ce? Cine? E de sus, nu știu. Zice cine? Iohannis? Cine decide? Decidenții când... Știți când îi deranjează? Pe decidenți politici nu i-a deranjat niciodată că un infractor... Că un găinar care a furat o găină dintr-o curte că trebuia să mănânce, a fost dus la parchet cu cătușele la mâini. Nu l-a deranjat. Știți când l-a deranjat pe politician cătușele? Când a apărut semenul lui în presă cu cătușele la mâini. El s-a gândit, bă, poate mâine apar și eu așa. Hai să dau o lege sau să dau o directivă să nu mai apară deținuții cu cătușe. De ce? E un deținut ca oricare. Odată ce ai făcut fapta, asumă-ți că o să ajungi cu cătușe și auzi zângănitul ăla în ureche. Apropo de cătușe, mai am un citat simpatic. L-am chiar de la Mirela Neag. Când l-ați primit pe Liviu Dragnea, ați emis un comunicat prin care i-ați transmis bine ai venit acasă. Liviu. Nu. E acasă. Și ați scris așa: iartă mașina aia mioritică în care te-au adus la noua ta casă, dar alta n-am avut. Bugetul mic, sistemul penitenciar subfinanțat și subminat. Știi, matale, doar te-ai luptat mai bine de 2 ani să ne dărâm cu tot cu justiție și pușcării. Putea Dragnea să facă mai mult rău? A fost la limita de a cuceri tot statul? Ce s-ar fi întâmplat dacă, să zicem, îi ieșeau toate manevrele? Știți foarte bine că recursul compensatoriu a fost dat la comanda lui. Fostul ministru Tudorel Toader a dat recursul compensatoriu în care mii de deținuți au părăsit pușcările atunci peste noapte. A doua zi au fost violuri în țară, au fost tâlhării. În scurt timp a explodat infracționalitatea în România.
cum să nu fii revoltat când politicianul își bate joc de țară doar ca să fie luit bine, ca să scape el de pușcărie? Într-un final a venit acasă, unde a fost locul domnului Liviu Dragnea. La nu v-a fost teamă? Nu. De ce să fie teamă? Că cineva o să vă facă ceva rău, ulterior, nu știu, să ceva. Multe persoane mi-au zis că ai grijă ce, că poate să se întâmplă ceva, poate înscenează ăștia ceva. Nu mi-e frică. Atât timp cât eu sunt curat și nu fac ceea ce au făcut ei, pe ce legitimitate aș mai avea eu dacă i-aș acuza pe ei că sunt niște infractori, dacă eu în sinea mea aș fi un infractor și în spatele microfonului ăsta aș fi un infractor? Putem să vorbim despre cumpărarea liderilor de sindicat? Da, e un subiect pe care puteți să-l abordați? Da, fără problemă? Da, cum să nu. Există acest fenomen? Deci liderii de sindicat sunt cumpărați în România? Există oameni care vor să cumpere lideri de sindicat. Sunt lideri de sindicat, poate sunt cumpărați. Atunci mă întreb de ce nu reacționează liderii de sindicat, de ce suntem câțiva lideri de sindicat care mai reacționează acum în condițiile în care prețurile au explodat, inflația este la cote alarmante, prețurile la energie și gaze au explodat, iar noi nu facem nimic. Unde e populația în stradă? De ce nu iese nimeni în stradă? Și spuneți că liderii de sindicat pot fi cumpărați. Eu afirmați. Pot fi cumpărați. Dați un oricine are prețul lui. Nu vreau să dau nume. Nu, exemplu, nu de nume. Tehnica. Cum se cumpără un lider de sindicat? Prima nu trebuie nume. Nu pot să dau nume pentru că nu vreau să jignesc și nu vreau să atrag antipatia colegilor mei sindicaliști. Mă interesează generalul. Tehnica. Tehnica. Cum se cumpără un lider de sindicat? De fapt, în ce sens se cumpără? Îi se cumpără tăcerea. Asta se cumpără. Odată ce a cumpărat tăcerea, tăcerea e a lui. Odată ce a cumpărat tăcerea, l-a cumpărat pe el efectiv. Pentru că el poate are două modalități, liderul de sindicat. Mm. Să se exprime public în genul ăsta de materiale sau să vorbească cu oamenii săi, da? Mm. El are aceste două tipuri de acțiuni. Și când este cumpărat un lider de sindicat, el tace. Și nu mai vorbește nici cu oamenii lui. Nu. Ba chiar din potrivă, spune, lasă că... Nu? Da, le promite vise deșarte. Le promite să minciuni. Povestiți cum se cumpără un lider de sindicat. Un lider de sindicat se poate cumpăra cea mai la modă metodă este cumpărându-l prin funcții. Îi oferi funcții, fie lui, fie celor din cercul său relațional, familiei, în cel mai bun caz, dar de obicei li se promit lor funcții, fie politice, fie... Politice, cum era... Cum? Sunt mulți lideri sindicat care au sărit din barca sindicalismului în barca politicului. Miron Mitrea. Gen Miron Mitrea, Victor Ciorbea și mulți alții. Miron Mitrea mi-a fost chiar pacient, între ghilimele, să-i spunem așa. Cum se face că cei mai mulți s-au căzut la pușcărie? Pentru că asta este esența lor. Eu înțeleg să fii lider, să treci în politică, dar după ce ți-ai încheiat mandatul de lider de sindicat și fă ceva pentru oamenii ăia. Dar ei treceau în timpul mandatului, era de fapt o cumpărare implicită. Erau cu un pas în sindicalism, cu un pas în politică, nu merge așa ceva. Păi ori ești sindicalist, în general sindicalismul înseamnă opoziție. Nu poți să fii cu puterea când tu ești în opoziție. Se întâmplă ce s-a întâmplat acum cu alianța toxică PSD-PNL. E cea mai toxică alianță pentru România asta, alianța PSD-PNL. Dacă înainte noi ca lideri de sindicat aveam un sprijin la cei din opoziție, la partidele politice din opoziție, acum nu mai avem. Dacă înainte televiziunile, dacă puteam, ziceam ceva la televizor de putere, televiziunile care țineau cu opoziția ne preluau. Acum nici ele nu ne mai preiau. Deci acum e întâmplare, va lua Hot News pentru că Hot News e independent. Da. Dar nu mai aveți nicio voce pe televiziune. Nu. Deci s-a închis. Avem interdicție. Liderii vocali, care deranjează în stânga și în dreapta partidele politice de la guvernare, au interdicție în mass media, televizată mă refer. Și în mass media scrisă, deci nu. Oamenii dumneavoastră, ce zic? Ce o să zic? Știți foarte bine. Situația în general, când văd că nu mai apăreți, că alți lideri sindicali sunt cumpărați, ei ce simt? Nu vă zic, domnule, faceți ceva, opriți. Cum reacționează ei? Că până la urmă, dacă dumneavoastră nu vă puteți exprima, e foarte greu pentru ei. Nu? Găsesc metode alternative. Rețele de socializare, podcasturi. Deci ați videouri. Ajuns în lumea, să zic asta. Găsim și noi soluții alternative. Oricum nu se mai uită nici dracu la televizor acum. Nu contează. Nu se mai uită nici dracu la televizor acum. Cine se mai uită la televizor? Că dacă vă uitați, cred că aveți mai multe vizualizări dumneavoastră decât are un post de televiziune care se crede pe piedestal. Se întâmplă piedestal. Să fim pe acolo. Da, vedeți? Așa e. Lumea se uită la podcasturi, lumea se uită la video, lumea a trecut pe TikTok. Pentru că deja migrează.
Deci noastră, este o chestiune de... În curând o să ajungeți pe TikTok pentru că nu mai aveți acces la toate... Pentru că s-au coalizat, nu? Deci da. Ce însemna înainte să zic B1 versus Antena 3, acum de fapt toate... Acum sunt toate, sunt la unison, sunt ale partidelor. Păi dacă primesc bani de la partidele politice... Și nu mai e nicio televiziune. Eu sunt șeful, unde... dacă eu vă plătesc pe dumneavoastră, înseamnă că eu sunt șeful de mâine, nu? Da. Cine dă banul ăla e șeful în țara asta. Și oriunde lume, e capitalism. Și câți dacă lideri... șeful spune... L-ai prins pe Dorobanțu în... Vezi că e Dorobanțu în platou, vezi că a spus o chestie nasoală despre mine, tai. Uitați-vă în ultimul caz acum CTP-ul. A fost executat în direct. Și dacă nici CTP-ul nu mai e CTP-ul, nu mai e ziarist de renume, că ce-o fi cu tot fiel de bun ca ziarist, dar era un ziarist cu renume. Nu există și presiune asupra dumneavoastră? A fost acum 7 ani o simplă presiune așa din partea fostului meu șef. Dar i-am dat o replică și asta e. Mi-am văzut mai departe. De... Nu mi s-a întâmplat niciodată. În... Singura dată când am fost dat la o parte a fost acum 2018 în care ministrul justiției m-a trimis înapoi la Deva. Am stat vreo 2 ani jumate cât a exilat la Deva pentru că am avut curajul să mă iau de el. Da, de acolo mai puteați conduce... Da. Federația? Da. Dar era mai greu totuși de la Deva. Eu nu conduceam atunci federația, eram secretarul general al acestei organizații pe care astăzi o reprezint. Înaintea mea a fost un președinte pe care îl stimez foarte mult, Sorin Dumitrașcu, cel care a scris acel Bine ai venit acasă, Liviu. El l-a scris. Eu doar eram mâna lui dreaptă, cum să spun așa. Și cam asta, singura dată când s-a pus presiune directă pe mine a fost în 2012-2013. Apoi presiune indirectă. Am fost exilat în Ardeal, dar nu m-am lăsat, uitați-mă stând apoi în București, pentru că dacă ești loial principiilor, până la urmă răzbați. Cam despre ce sume vorbim când zicem de cumpărarea liderilor de sindicat? Cu cât te cumpără un partid, o persoană, o entitate? Cu sume care, de care ți-e greu să zici nu. Sunt sume foarte mari. Sume de bani care sunt de ordinul de 5 cifre în euro, mă refer. Și dacă ați vorbit de varianta cu politica, există și varianta, să zic, mai capitalistă. Ți se dă... Da, ți se dau funcții pe la diferite firme. Deci firma o firmă există, X, funcționează și, și are nevoie de liderul respectiv să o conducă. De parcă peste noapte m-am născut manager, antreprenor. Nu, eu nu sunt antreprenor. Eu sunt funcționar al statului și nu am capacitatea să gestionez o altă firmă. Dar există persoane care au căzut în această patimă a cumpăratului liderului sindicat? Da. În decembrie 2021 am fost inițiatorul... Alianței Sindicale Penitenciare Poliție Militari. Și am făcut acele două proteste în decembrie și în ianuarie cu marș al polițiștilor prin tot Bucureștiul. Am fost atunci, ne-am unit 15 organizații sindicale și astăzi mai suntem 4. Oh! Pe lângă faptul că unii lideri pot fi cumpărați, nu pot să n-am o certitudine că cei 11 lideri din acea mișcare sindicală au fost cumpărați, nu. Deci aș putea să zic că să fiu rău și să zic că da. Dar cel mai mult la noi în sindicalismul ăsta orgoliile, mândria. De ce Dorobanțu să ia inițiativa și să nu ia Mușat inițiativa? Și atunci Mușat este supărat pe Dorobanțu că a avut inițiativă și el nu-l susține. Păi dacă noi nu ne dăm mâna, de-aia suntem în situația în care suntem acum dezbinați și ca societate civilă și privatul versus stat și statul împotriva privatului. Mi se pare de la doamna Udrea a plecat totul, de la Camarila ei, Băsescu, Boc și Elena Udrea și toți acoliții ăia din 2010 în care a zmuțit privatul pe stat, pe bugetari și a venit acel conflict. Știți, e un conflict fals ăsta între bugetari și mediul privat. Că ați poti să fură miliardele astea de euro. Că așa face politicul. Dar lansează o temă falsă în societate, noi ca guvizii ne ducem după ea și începem să mușcăm din tema aia falsă și prin spatele acelei teme false își fac de cap. Pentru polițiști și acest tip de meserie mai greu de ieșit în stradă, faptul că nu mai există această coalizare, cu ce îi afectează? Adică
în ce raport se află ei cu modernizarea, cu schimbarea? De ce nu merge mai bine treaba dacă polițiștii nu ies în vocali? Care este riscul ca polițiștii să nu fie vocali, să nu iasă în stradă, să stea acolo? Polițiștii pot să protesteze, au dreptul să protesteze ca orice cetățean din România, doar că sunt șefi care pun presiune pe ei, sunt șefi de inspectorate care îi amenință că îi dau afară. Am avut cazuri în care chiar lideri din poliție au fost sancționați pentru că au protestat în fața inspectoratului de poliție. Dar de ce? Adică să strică imaginea poliției sau de ce cineva ar putea sau ar vrea să pună presiune pe polițiști să nu protesteze? Primul motiv ar fi că afectează imaginea instituției. Da, dar ea trebuie să cuantifice. Da, ți-am afectat imaginea instituției, dar cuantificabil, cât? Ce s-a întâmplat dacă eu am protestat în fața instituției? N-au mai venit oameni să înscrie la concursuri? Și-au dat demisia polițiști din poliție sau din penitenciare? Din fericire pentru noi, pentru angajații, pentru polițiștii de penitenciare, în sistemul penitenciar nu s-a întâmplat așa ceva, cel puțin de când sunt eu în conducerea acestei organizații sindicale. Să avem lideri sindicat băgați în comisia de disciplină, sancționați pentru că au protestat legal. Pentru ce protestează polițiștii? Păi, revendicările sunt multiple, de la salarizare, la condiții de muncă, la abuzuri la care sunt supuși, pentru că... De unde vin abuzurile acestea? De la șefii ierarhici. Pentru că cei vin oamenii cu frustrări acasă. Și la serviciu sunt mâna de fier și acasă sunt... Și ce le zic? Rezolvă-l pe ăla? Adică mai există intervenții pentru persoane... Astea nu o să te dispară niciodată. Deci nu există așa ceva. Nu, există, nu o să dispară niciodată. Adică nu există situația în care ar dispărea. Nu o să dispară niciodată. Corupția nu o să dispară niciodată din nicio țară. Astea sunt forme de corupție. Rezolvă pe ăla, arde-l pe ăla. Tot o formă de corupție și asta. E abuz în serviciu, care e asimilat faptelor de corupție. Mai există polițiști care arde-l pe ăla? Cum să nu existe? Sunt șefi care primesc de la partid comandă, arde-l pe ăla. L-ard. Adică, nu știu, la carnet sau cum? La... Nu știu, că nu... Noi, poliția nu, economică, că cum? Nu o să... De față cu mine n-a spus nimeni așa ceva. Dar din ce îmi povestesc și mie colegii mei din poliție, din penitenciare, se mai fac intervenții de genul ăsta. E totul la nivel de zvon. Eu n-am fost martor niciodată la așa ceva, pentru că dacă eram martor, reacționam. Era pe internet, vă dați seama. Apropo de intervenții, există intervenții din partea familiilor deținuților, astfel încât, nu știu, polițiștii să închidă ochii la un transport de ceva, suplimentar de mâncare sau... Există genul ăsta de intervenții din exterior asupra polițiștilor de penitenciar? Pădure fără uscături nu există niciodată. Dar noi când avem cazuri de genul ăsta, acționăm de îndată și eliminăm toți colegii mei. Sunt revoltați de cei care ar face așa ceva. Am colegi care au făcut. Au fost prinși cu fapte de corupție, doar că noi... Care sunt faptele de corupție în închisoare? Introducerea de obiecte interzise în penitenciar, telefoane, droguri, cam chestii de genul ăsta. Dar nu e destul de grav să lași să intre droguri? Ba da. Pentru noi, acest tip de polițist de penitenciare care introduce telefoane mobile sau droguri în penitenciar, se cheamă tramvai. Este un argou de penitenciar. Deci colegul meu care face așa ceva se cheamă tramvai și pentru noi este o rușine asta. Dar se întâmplă. Tot se delimitează de el. Da, se mai întâmplă, cum sunt, ca peste tot. Nimeni nu e perfect. Că dacă eram perfecți, nu erau pușcării. Dacă românii ar fi fost perfecți, într-un sistem perfect, nu exista poliție, nu exista penitenciare, nu justiție, nu era nimic. Și nu există pădure fără uscături. Cum te poți apăra de genul ăsta de intervenție? Să zicem că, vă dau un exemplu. Ești polițist de penitenciar. Și ești abordat de familia unui clan, că există. Mai cu frumosul, că știm cum acționează. Da. Nici nu trebuie să fie violenți, nici la telefon, la nimic. Pur și simplu e acea vorbă, așa zis, dulce, dar care te obligă. Cum te poți apăra? Să zicem că te sună cineva, sunt din partea clanului X. Tu ce faci? Cum anunți șefii, închizi telefonul, îi ameninți? Cum poți? Sau... Există o gen de presiune la care nu te poți apăra? Și să cedezi pentru că e vocea aia prea puternică? Cedezi pentru că ești foarte, foarte slab. Măsuri de contracarare al acestui fenomen există.
dacă s-ar întâmpla exact ce a spus dumneavoastră, să mă sune clanul mafiot, să se întâlnească cu mine clanul mafiot, să-mi propună să îl favorizez într-un fel în penitenciar și să-mi ofere foloase materiale necuvenite, eu am obligația legală, este obligație legală să-mi anunț de îndată șeful ierarhic. Șeful ierarhic anunță pe directorul penitenciarului și se vor sesiza poliția și parchetul. Și atunci, de exemplu, ce se poate întâmpla în realitate? Eu tehnică pe mine, o să zică parchetul, da, haide să vedem ce are în cap deținut sau cel care încearcă să mă mituiască, și atunci cu tehnică pe mine, cu parchetul în spate, cu polițiști în spate, îi fac lui flagrant. Dacă vreau, dacă sunt suficient de matur încât să contracarez fenomenul ăsta. Mulți dintre colegii mei refuză, cei mai mulți refuză și nu o zic mai departe. O las așa. Nu merg mai departe să îndeplinească. Dar nici nu raportează și încearcă să-i prindă cu flagrantul. Nu, pentru că se gândesc la urmări. Dacă nu prea avem, știți foarte bine că populația nu are încredere în justiție. Și atunci eu, dacă aș încerca să vă prind pe dumneavoastră care încerca să mă mintuiți și nu sunteți condamnat, poate am eu după aia repercursiune asupra mea, asupra familiei mele. Am colegi care au familie, au copii, se gândesc și la siguranța lor. Ăsta e un moment vulnerabil pentru noi, pentru polițiști de penitenciare, pentru că dacă polițistul îi face dosar unui infractor și în 2-3 luni de zile scapă de el, infractorul la vine la mine și stă închis. Știți că în medie un deținut stă în penitenciar undeva la 3 ani și 4 luni. În medie. Asta este pedeapsa, media generală pe deținut. Știți câte pe angajat? Câtă pușcărie face un coleg de-ai mei, un polițist de penitenciare? 21 de ani de pușcărie. X generații de infractori. Dar de ce te-ai face polițist de penitenciar? Hai să zic că polițist pe stradă, nu știu, ți-a plăcut să mergi cu motocicleta sau să faci bine oamenilor, să te bați cu... Dar ce te face să te faci polițist de penitenciar? Să știți, fiind atâtea pericole. Să știți că pericolele sunt mult mai mari afară decât în penitenciar. Dumneavoastră când ziceți înăuntru, pare că ați fi înăuntru, dar sunteți practic în unii. Deci în penitenciare pericolul este mult mai mic decât în afara penitenciarului cu infractorii. Sunt mai mulți polițiști bătuți, polițiști ai Poliției Naționale bătuți, decât sunt polițiști de penitenciar bătuți în interior. În interiorul penitenciarului nu o să vedeți un deținut care îți bagă telefonul, un infractor care îți bagă telefonul în figură și să spună, să te înjure, băi, de ce îmi ceri permisul sau de ce îmi ceri talonul la mașină. Nu există așa ceva. Dar sunt mult mai cuminți deținuți în penitenciar decât sunt în afară. Și sunt mai puține cazuri de ultraj în penitenciare decât sunt în afara penitenciarelor. Da. Și vorbim de aceleași... Nu e lume închisă, nu știu, așa, sumbră, lumea este... care tu ești obligat să stai acolo. Ce te face să mergi în continuare la birou acolo? Știți, unii vin din vocație, dar cred că din vocație sunt foarte puțini care vin. Cei mai mult vin pentru că drepturile salariale sunt foarte atractive pentru penitenciare. Adică dacă ești polițist de penitenciar, totuși statul te răsplătește. Te răsplătește. Adică e mulțumitor. E mulțumitor, dar niciodată nu poți să fii mulțumit de ceea ce ai. Știți că asta tindem tot timpul, da, să avem mai mult. De-aia și noi, de-aia există sindicate ca să se bată ca salariile polițiștilor de penitenciare să fie cât mai mari și cât mai atractive. Să știți că și dacă ești polițist de penitenciare într-o comunitate mică, să vă dau exemplu, Bistrița, Deva, Gherla, unde sunt orașe mititele, să fii polițist de penitenciare acolo în comunitatea aceea, nu e mai greu, îți dă așa oarecum o satisfacție, te cunoaște lumea, infractorii te știu, nu se iau de tine. A, deci e invers, în loc să se ia de tine, din potrivă. Păi dumneavoastră v-ați luat de mine acum, dacă știți că mâine ajungeți la pușcărie. Nu. Păi vedeți? Nu. Vedeți? Da, nu m-am gândit la asta până acum. Dacă știi că ne întâlnim de partea cealaltă... Și infractorii știu. La ei șansele sunt de 90% să ajungă la pușcărie. Șansele că să ne ajungă la pușcărie. 90%. Dar cunoașteți cazuri. Hai să vă dau un exemplu. Există un tip de răzbunare
la albanezi, la mafioții albanezi, care vine din cultura lor. La ei niciodată nu se închide un litigiu. Se păstrează și generații. Asta înseamnă că nu acum, poate peste 2 ani, peste 5, peste 20 de ani, cineva din familie se va răzbuna. Știți cazuri la noi de acest tip de răzbunare peste timp? Adică există cineva, știți vreun caz, două, X, câte sunt? Există un procent? Nu există. Nu avem o statistică în penitenciare legată de aceste cazuri de răzbunări temporale, să-i spunem așa. Așa, peste timp. Peste să zic, timp, efectiv peste timp. Nu avem, dar să știți că și la noi se răzbună și plătesc poliție. Dacă nu în pușcărie, își plătesc poliția afară. Sau de afară, își plătesc poliția în pușcărie, exact ca în filme. Ei între ei. Ei între ei. Acum mă refer la polițiștii de penitenciar. Avem foarte puține cazuri în care polițiști de penitenciare să fie agresați în exterior. Foarte, foarte puține. Dar amenințați că peste Astea sunt la ordinea zilei. A, deci nu se mai sperie. Nu se mai sperie. Nu, colegii mei nu se mai sperie când vine un deținut și spune ți arăt eu ție că te prind afară și te omor. Astea sunt câte două, trei pe zi în penitenciare. Toți mai spune câte o vorbă rea din asta pe la penitenciar. Dar nici, nu știu, de clanuri care ar putea fi mai periculoase sau, nu știu, sau cel puțin dau impresia asta. La începutul emisiunii v-am spus că, în general, șefii de clan sunt deținuți cu minți. Nu intră în conflict cu noi, iar dacă nu intră în conflict cu noi și respectă regulamentele și legislația în penitenciare, nici nu le zicem nimic. Deci, de fapt, logica este următoarea, că acum înțeleg, pentru un deținut chiar dintr-un clan. Mai bine stau cu minte, da, pentru că pedeapsa se reduce. Se reduce și se duce. Da. Deci un infractor, să zicem, lider, interlop, da, nu se gândește cum să scape prin amenințări sau să se mai degrabă așteaptă să se termine perioada, e cu minte ca să-i se reducă. Da. Deci el nu intră într-un conflict cu politicii. Nu intră. Interlopii, șefii de clanul interlopii, adevărații interlop care au puțin creier în cap, nu intră în conflict cu polițiști de penitenciare care îi supraveghează sau care sunt cu ei la diferite activități. Nu, din contră, ei sunt respectuoși față de... Dar dacă ei ar putea să răzbune, și au fost cazuri în care s-au răzbunat prin interpuși, sunt deținuți pe care îi plătesc, și atunci deținutul ăla de care spuneam mai devreme că se bate cu câinii pe tomberoane în gară, ăla face probleme. Da, de ce ar face, sau în ce cazuri un polițist de penitenciar ar fi victima unei răzbunări? Pentru că s-a purtat urât, adică excesiv, față de programului, față de fișa lui. De ce s-ar răzbuna un deținut pe un polițist? Dacă ar aplica regulamentele. Știți foarte bine că în armată, cei care au făcut armata sau în penitenciare... Eu am făcut armată. Ca să îi faci rău unuia, nu faci altceva decât să respecti regulamentul. Ai respectat regulamentul în litera și spiritului, l-ai terminat pe unul. Că se mai fac unele concesii, că l-ai văzut fumând într-un loc în care era nepermis, nu te-a pus să-i dai cu parul în cap deținutul respectiv. Îi faci observație, că până la urmă și dacă îi faci observație de 2, 3, 4, 5 ori, poate se curajează decât dacă eu i-aș face un raport de incident și i-aș schimba regimul de executare din... închis, din semideschis la trece în închis. Normal că omul ăla mă ține minte. Bă, puteai să-mi faci observație. Că scopul nostru este să îndreptăm deținuții, nu neapărat să-i sancționăm și noi acolo. Nu facem asta. Și nici nu simțiți nevoia. Nu simțim nevoia. Adică ce vedem noi, nu știu, în filme? Că... Nu, alea sunt, filme, nu există adică așa ceva. Adică nu ai nevoia asta. Nu vine nimeni. Când te duci la serviciu ca polițist de penitenciar, Dragoș, nu vine, nimeni, bă, ce fac eu în dimineața asta, ia să bat 3, 4, 5, 7 deținuți. Nu, ăstea au fost metecnele în perioada comunistă. Era în perioada comunistă. Dar de ce polițiștii băteau? Pentru că erau, în perioada comunistă? Da. Pentru că erau cu 4 clase, se angajau cu 4 clase. Angajau toți ciobanii și tractoriștii de la țară în perioada comunistă și... Asta era metoda de coerciție, bătaia. Nu se mai practică așa ceva. Aplicăm și noi măsuri din asta de forță în care recurgem la violență, dar cu bastoane. Și avem proceduri legale care ne dă dreptul să acționăm cu bastoanele în cazul în care devii... Păi dacă e un deținut care sare la gâtul dumneavoastră, eu ce trebuie să-i fac? Stau să mă uit, te rog eu frumos, dă-te la o parte. Nu, sari pe el, imobilizez, dai cu bastonul în el ca să-l imobilizez dacă sare la tine. Că de avem bastoanele alea. Sau spray-uri lacrimogene. Ce alte pedepse mai există? În penitenciar? Da. În penitenciar există pedepse care pot să-i determine pe deținut să stea cu minți. De la schimbarea regimului, un angajat poate să
să te trimită de la regimul ăsta permisiv, dacă ai făcut, de exemplu, ai o pedeapsă de 6 luni de zile, conducere sub influența băuturilor alcoolice, și îți dă judecătorul 6 luni de zile. Dacă ești un deținut problemă în penitenciar în astea 6 luni de zile, tu poți ajunge în maximă siguranță imediat. Sau dacă încerci să evadezi. Regimul ăsta de maximă siguranță mai are încă un pseudo-regim care se cheamă risc pentru siguranța penitenciarului. Acolo ești cu cătușe la mâini și la picioare în formă de acele cătușe T-uri, să le spunem noi în mediul penitenciar. Când îl vezi cu centură legată, te înconjurat numai de mascați. Există, crezi că e în filme. Nu, există. Cei care au cel care a evadat de la Rahova luna trecută, așa merge prin penitenciar. Acum? Acum. Și cât timp? Până va decide o comisie tot din penitenciar că nu se mai impune aplicarea acestor măsuri. Deci de siguranță. Asta zice măsuri de siguranță suplimentare. Deci nu decide un polițist, domnule, trei luni așa. Nu. E o comisie care e formată din mai mulți polițiști. Sunt și directori, adjuncții, sunt factorii de conducere din penitenciar. Pentru că ca să poți elimina cât mai mult subiectivismul. Mai mulți oameni gândesc mult mai lucid și mult mai obiectiv decât gândește unul singur care n-a. Poate să fie unul singur influențat de anumite decizii prin care să ia anumite decizii trecute prin filtrul lui, că i s-a întâmplat, poate să deținutul respectiv să-l jignească. Și zice, uite, ți-o trag eu acum și îți dau cătușe la mâini și la picioare timp de 2-3 ani de zile. Dar nu, e o comisie acolo care stabilește când și cum se pun și cât se pun aceste măsuri de siguranță suplimentare. Așa cum se va întâmpla și în cazul doamnei Udrea, când se va stabili ce regim de detenție, ce activități va presta. Hai să ne întoarcem un pic la Elena Udrea. Elena Udrea nu va avea cătușe la mâini și la picioare. Chiar dacă va fi în regimul închis sau semideschis. V-am spus, diferența între regimul deschis și semideschis este că are mai multe vizite la un regim, libertatea de mișcare este mult mai mare, la regimul semideschis are ușile deschise între 7 dimineața și 7 seara. Ce înseamnă ușile deschise? Ușa la cameră. La regimul semideschis se poate să iasă din cameră, să meargă la curtea de plimbare, de la curtea de plimbare să se întoarcă înapoi în cameră, iarăși la curtea de plimbare, iarăși la în cameră, adică se poate deplasa fără să fie supravegheată de mine în camera de ține sau... Mm. E un pic mai lejer acest regim de executare. Pe când la regimul închis, are ușa tot timpul închisă la cameră. Ea ca să iasă din cameră trebuie să bată în ușă, să anunțe supraveghetoarea, pentru că este supravegheată de către personal de sex feminin. Nu avem voie să supraveghem deținute de sex... Deținutele sunt de sex feminin. Bărbații. Va fi supravegheată și păzită de către colegii de sex feminin. Și dacă are voie la 2 ore de plimbare, ce se întâmplă în celelalte ore? Să zicem că are ușa deschisă. Stă în cameră? Dacă vrea, stă în cameră. Dacă vrea să poate să stea mai mult de 2 ore afară? Da. Deci poate să ceară, domnule, adică să zicem regimul semideschis. Are ușa deschisă și... Este un program, de la ora, să vă dau un exemplu. De la ora 10 până la ora 12 când vine masa de prânz, se deschid ușile și ea poate în intervalul ăsta de 2 ore să iasă, ba să ducă la curtea de plimbare, ba să vină în cameră, ba să ducă la curtea de plimbare, ba să vină în cameră. După aia se închid ușile, se servește masa sub supraveghere, se distribuie masa ca să nu există un deținut care să nu-i fie alocat la hrană. Colegii mei supraveghează cum se distribuie masa. Deci practic la masă ai un soțitor. La masă sunt deținuți care servesc masa deținuților. Deținuți coși la... Da? Da. Păi deținuții nu fac... să aibă chelneri, corect. Nu au chelneri, sunt deținuți care au zile câștig pentru că lucrează în penitenciar, în folosul penitenciarului. Vă zic o situație care o să vă distreze, apropo de asta. Când am ajuns în armată în prima zi, am fost preluat de un caporal care era genul ăla de caporal ca în filme. Adică ca în filmul al dracului. Sunt mai multe filme care... Ăla cu are de un metru și... Știți, cu batalionul disciplinar? A, știu ce ziceți. Genul ăla era. Da. Eu am așa. Și ne-a zis mai mult, ne-a dat mai multe informații pe care nu i-l-a luat de bune, eu cel puțin. Și ne-a zis că de curățenie o să se ocupe femeile de serviciu. Și a zis ok. Și pe aia ne-a zis, băi cretinul, voi sunteți femeile de serviciu.
Pentru că eu am crezut că, într-adevăr, că noi vom avea femei de serviciu. Deci, în penitenciar, masa ți este servită de alt deținut. Da. Și ce înseamnă că ți este servită? Adică, se vine cu tava, cu ce? În general, vin ca în armată, vin cu ghiumurile alea mari. Da. Ca în tabără, nu știu cine a fost în tabără, cum se face mâncarea la cazan. Da. Așa se face mâncarea pentru deținuți. Mâncarea, să știți că este foarte gustoasă. Toți politicienii ăștia care îi vedeți dumneavoastră și au fost politicieni cunoscuți, de la Adrian Năstase până la... Mâncau la ghiumul ăla când venea fasole cu... De săreau pe ghiumul, de lingeau ghiumul ăla. Pentru că chiar e bună mâncarea. Chiar e bună. Deci când vine fasole cu... afumătură din aia. Adrian Năstase sărea la... Și Adrian Năstase și sunt mai mulți politicieni, fost politicieni, care unul dintre ei este și jurnalist, nu știu cum îl cheamă pe... Sorin Roșca Stănescu. De el a fost vărul meu, a fost supraveghetor pe secția unde era deținut Sorin Roșca Stănescu. Și când venea masa la... când venea fasolea aia pe... fasolea la cazan, toate vipurile alea din Jilava săreau pe... Pune și-mi o porție. În general, ei nu mâncau, pentru că n-a fiind VIP-uri, nu mănâncă la ghium. Așa se spune la pușcărie. Da. Nu mănâncă la ghium, doar când venea fasolea. Când venea fasolea, se rău pe ea. Revenim la întâmplări din penitenciar. Da, am avut o întâmplare în penitenciar. Eram șef de secție pe vremea respectivă, când eram eu exilat de ministrul justiției într-o pușcărie din Ardeal. Și într-o cameră erau trei deținuți minori. Și într-o dimineață anunță supraveghetorul că unul dintre deținuți vrea neapărat să vorbească cu mine. Zic, mă, ce s-a întâmplat de vrea asta neapărat să vorbească cu mine? L-am scos eu la audiență, că șefii de secție țin audiența cu deținuții, să atunci, în momentul ăla, deținuții spun ce probleme au, cam ce... Și ce mi-a povestit, a fost violat de ceilalți doi, pus să bea apă din veceu, urinau pe el, îl puneau să lingă urina de pe jos din camera de deținere, l-au legat, l-a violat peste tot. Deci nu mi-a venit să cred. Normal, am sesizat organele de parchet, procurorul, am anunțat conducerea, i-am separat. Bine, procedurile care se fac în penitenciar. Dar totuși am fost oripilat de situația asta. Deci totuși mai există așa ceva. Mai există. Nu e doar legendă. Nu sunt legende. Să știți că în penitenciar... sunt multe situații care se întâmplă tragice între ei, dar că nu spun, doar că ei nu spun colegilor mei. Preferă să tacă. Pentru că intervine rușinea. Legea, intervine rușinea și este omerta de pușcărie, cum ar veni. Ei nu spun. Foarte greu afli ceva din cameră de la ei. Mai ales dacă unul dintre agresori este un deținut din ăsta mai periculos sau este un deținut problemă. Le e frică. Poate... Îl omoară la noapte. Știți ce nu înțeleg eu? Cum ai aceste impulsuri sexuale față de un bărbat în pușcărie? Pentru că e această nevoie de răzbunare. Adică totuși e un lucru pe care nu le face afară. Este înjosirea. Se cheamă înjosire în mediul penitenciar. Se cheamă lăcheală. Acel termen care se cheamă lăcheală în lăchire sau lăcheală în penitenciar. Când... Vine de la lache sau de la da, ce? Da, de la lache. Adică la... Lachele e fraierul care este fetița în penitenciar. Și asta să lăchești pe unul. Da, fetița în penitenciar nu mănâncă din același ghium cu jmecherii camerei. Deci lachele sau fetița de penitenciar stă într-un colț acolo în penitenciar și nu este băgat în seamă așa. Dar există... Lingura lui nu are voie, dar există. Există în fiecare penitenciar, există fetițele de penitenciar. Unele dintre ele le fac de plăcere. Sunt deținuți care plătesc ei, alți deținuți să facă treaba asta. Exact ca în... Exact ca în filme. Și spunea unii, dom'le, nu e chiar așa. Eu am avut pe secție la mine asemenea oameni. Eu asta am încercat să înțeleg tot timpul. Cum ai impuls sexual față de alt bărbat, cât timp tu n-ai face asta afară? Acum nu poți să înțelegi pentru că nu ești așa. Nu, sunt așa, dar vreau să înțeleg. Nici eu nu pot să înțeleg, nu i-am înțeles niciodată. Doar adică trebuie să ai o erecție, nu poți să violezi fără o erecție. Adică dacă stă atâți ani și n-am avut o femeie, romanii cum erau? Că și romanii, să știți că erau... Romanii, grecii, plecau 10 ani în război și nu vedeau... Femei recurgeau și la măsuri din astea așa
Pentru că nu s-ar declara homosexual. Nu. În niciun caz. No, dar ei fac asta. Nu o să vezi niciodată, el e băiat. Păi nu, el e băiat. El e băiat, așa se spune la pușcărie, el e băiat. Și asta, din potrivă, chiar îi crește, să zicem, bărbăția. Nu, deci, dar nu știu, că nu, asta nu i-am întrebat niciodată, dar din câte am auzit eu, ăla care dă, e băiat, ăla care ea este lache. Înțelegeți? Și atunci la lachele niciodată nu are voie să bage lingura în castronul, să zicem, se face o salată. Și mâncăm toți la masă. Lachele nu bagă lingura în... pentru că îi lachește pe ceilalți. Sunt niște reguli, reguli de pușcărie. Închipă, dacă nici și știți care, știi cum se dezlăchește un lache? Cum? Dacă un cadru bea din cana lui sau mănâncă cu lingura lui. Era pe vremuri așa ceva. A fost o fază super tare la penitenciarul Craiova când un deținut din ăsta lache, pe vremea când erau comandanți, eu vorbesc de acum 15, 16, 17 ani, până în 2003, când un deținut din ăsta lache a reclamat că mâncarea nu este bună. Și a venit comandantul în persoană. Ia bă, unde nu e cum mâncarea bună? Și a luat lingura lachelui și a băgat-el în cazan și a mâncat cu lingura la lachelui. Și azi, vă dați seama că toți ceilalți deținuți din cameră s-au pus pe râs. Zic, domnule director, domnule comandant, că erau comandanți atunci. Ai auzit? I-au zis, l-ați dezlăchit. Vă dați seama că l-a murit, că știa joaca pușcărilor. A, nu este o rușine, nu... să faci așa ceva. Dar nu s-a gândit. Nu s-a gândit, nu i-a trecut prin minte. Probabil că după aia a regretat-o restul vieții, pentru că n-am. Istoria asta, povestea asta o să rămână în istorie. Așa se întâmplă. Sunt multe chestii în mediul penitenciar care nu se întâmplă afară. Sau poate se întâmplă afară, dar nu știm noi. Dar cei mai mulți trăiesc, recidiviștii, trăiesc pentru pușcărie. Recidiviștii care sunt și veniți în pușcărie și de la școala asta de corecție, cum era înainte. Ăștia care au trecut prin centrele de reeducare de la minorat până la majorat, ei trăiesc pentru pușcărie, ei nu se mai pot adapta afară. Deci, eu m-am întâlnit cu ei afară și a venit la mine că șeful, da-și mie o bere. Zic, bă, uite, ia 20 de lei de aici, cumpără-ți de mâncare, cumpără-ți bere, dar te rog eu frumos, nu da în cap cuiva sau nu tâlhări pe cineva. Este... 2 luni de zile m-am întâlnit cu el înapoi pe secție la mine. Zic, ce ai făcut, mă? Am zis, dar tâlhări pe unul. Șeful, păi ce ai făcut? I-am luat telefonul. Pentru că îi cere stomacul. Dacă dumneavoastră nu l-a angajat, ăla nu l-a angajat, X nu l-a angajat. De cerșit, e sub demnitatea unui deținut să cerșească. Preferă să vă fure dumneavoastră telefonul, îl prinde, îl bagă la pușcărie. Și el se obișnuiește, practic, cu aia viața lumea lui. De pușcărie. Aia este lumea lui. Afară ar fi un fraier. În pușcărie s-ar putea să fie un șmecher. Pentru că el acolo este într-o ierarhie și pentru că este... Da, s-a mai diluat ierarhia aia cum era înainte. Pe vremuri era cine era viețaș, care avea de închisoare pe viață, sau care era criminalul ăsta, erau foarte respectați în penitenciară, ăla era șmecherul camerei. Acum nu mai e. Pentru face... că își dau seama că nu merită să stai în pușcărie. Și nu neapărat că nu merită. Nu mai este șmecherul camerei, nu mai este șmecherul pușcăriei. Dar cine este șmecherul? Cel care are bani. Cine are bani, deci e șmecherul pușcărie. Și în pușcărie, cine are bani ca în societatea bossul. Civilă, ăla e bossul. Pentru că eu îmi cumpăr menajeră, eu îmi cumpăr, cum îi zice, locotenenți în pușcărie, pentru că eu am bani. Și în pușcărie sunt cei mai mulți care nu au bani. Și pentru a avea și niște bani în cont, cu ajutorul cărora pot face cumpărături, fac ce fac. Sunt oameni care... cu asta se ocupă și trimit bani la familie. Sunt locotenenții lui X, lui Y, lui Z cu bani. Exact. Păi cereți dumneavoastră că Elena Udrea... Bine, acum Elena Udrea stă singură în cameră. Credeți dumneavoastră că Elena Udrea n-avea locotenenta ei? Avea și ea locotenenta ei. Asta probabil că o să o bage. Și, de exemplu, când eram eu, lucram la penitenciarul Craiova, primarul orașului, primarul Craiovei care a fost atunci arestat, avea un... locotenent în cameră care îi spăla șosetele, îi spăcea, gândiți-vă, dar nu vă gândiți că spăla domnul primar șosetele. Îl plătea pe ăla și îi făcea patul, îi făcea toate chestiile astea, cumpărăturile, îi căra sucurile, mâncarea de la vizită. Eu auzisem asta că dacă ești cu bani, când ajungi acolo, ești ori, dacă nu ești tu foarte puternic, devii victima celorlalți deținuți care încep să te șantajeze. Da. Și tu ca să scapi, plătești, adică... Da. Da, e da, această da, da. Regulă. Vă pot povesti, da. Plătești. Da. Vă pot povesti eu cum plătești, e o logică a lor. Bogatul fraier la pușcărie. Așa. Bogatul fraier la pușcărie este cel care are bani, cade la pușcărie, dar nu este pe forța lui, nu este șmecher, nu este interlop. Și atunci șmecherul secției sau șmecherul camerei îi spune, dacă vrei să ai parte de protecția mea, îmi pui în cont atâția bani.
mie familie acasă și vine familia bogatului fraier și depune bani la în contul familiei ca să aibă liniște în penitenciar. Dacă nu, te șicanează. Te șicanează, nu te lasă să dormi, îl pune pe unul sau pe altul să se ia de tine. Și cedezi. Cedezi până la urmă psihic. N-ai cum. După câteva zile cedezi. Doar să vii dracu vreun reclamagiu din ăsta, dar cine e bogat nu o stă pe reclamații. Și atunci... Și dacă nu ești așa bogat, există această șantaj și la oamenii care nu sunt atât de bogați? Depinde ce urmărește fiecare de la tine. Dacă te vede cu potențial că ar putea să tragă ceva după tine, trage. Oricum îți dispar lucrurile din prima zi când te duci la pușcărie. Din bagajul personal, ce e mai valoros așa îl dai. Asta e lumea pușcărie. Partea nasoală că nu ies la noi. Eu știu astea din povești. Ei vin și ne povestesc. Uite șeful ăia, dar nu vreau să luați nicio măsură. Nu, că mi-e frică. Și ok, dacă... Și nu dă nimeni o declarație. Nu dă nimeni nicio declarație în sensul ăsta. Dar cei care sunt... Și cu toate că ar trebui să dea declarație, pentru că noi luăm măsurile când am auzit în chestii de ăsta, contracărăm fenomenul, că nu ne convine să ne sară pușcările de sub picioare. Nu. Noi luăm măsuri care se impun, îl mutăm pe șmecher, în general se mută agresorul. Dintr-o cameră în care doi se bat, agresorul pleacă din camera respectivă. Asta adică e regulă. Rămâne victima. Restul, victima rămâne în camera respectivă. Adică și nu muți victima. Păi așa, dacă eu vreau să scap de dumneavoastră, intru din cameră, vă bat și vă ia pe dumneavoastră. Nu, mă ia pe mine. Pentru că ăla va fi victimă și în următoarea cameră. Și ce fac? Așa măcar rămâne acolo. Rămâne acolo. Are logică. Are logică, da. Și cei care sunt, nu cu experiență neapărat, cu ani mai mulți, nu neapărat viețași, cum li se dezvoltă lor prestigiu în închisoare? Adică ce capătă ei? Să zicem că e un... Experient. Capătă experiență, cunosc cadrele, dacă sunt cu minți, mai ies la muncă. Că și noi, de exemplu, scoatem la muncă în exteriorul locului de deținere, acele puncte de lucru. Scoatem pe cei care le cunoaștem comportamentul, știm că n-ar fugi și n-ar evada de acolo. N-ar părăsi punctele de lucru. Nu poți să scot un psihopat la un exterior locului de deținere să muncească în exterior la vreo fabrică. Știți că avem puncte de lucru în care deținuții se duc și muncesc. Și fac bani și... Cine muncește în închisoare și de ce n-ar munci toți? Munca nu e, nu te face să uiți și toți face trecerea timpului mai ușoară? Nu toți ar munci, dar undeva pe la 80-90% ar munci. Pentru că dacă muncești, în primul rând primești bani și în al doilea rând se scade pedepsa. Fiecare zi muncită în funcție de condițiile de muncă se scade pedepsa. Poți să scadă 3 zile din 4? Depinde de muncă. Deținuții celebri munceau? Sau era prea înjositor? Cum vrea să nu muncească? Duceți-vă la Poarta Albă, acolo unde munceau deținuții gen Borșa, gen Miron Mitrea. Să vedeți unde munceau băieții. Și ce poți să muncești? Nimic. Doar pur și simplu, dumneavoastră aveți o firmă. Direi doar cu numele muncei. Înțeles. Deci nu făcea, normal, făcea... Cum era domnul Dragnea la atelierul auto. A, da, vă dați seama că Dragnea era cu cheia de la strângerea șurubură la roți. Nu, adevărat. Dragnea stătea acolo cu numele. Dar nu vă gândiți că stătea Dragnea să spele dubele alea. Da, eu m-am gândit că chiar spăla, repara ceva. Avea băieți care avea locotenenții lui care spălau. Era acolo cu numele să muncească și el. Pentru că mi-aduc aminte, cel puțin un deținut celebru a zis nu vreau să muncesc, adică ar fi fost înjositor. Adrian Năstase muncea? Nu mai ții minte. Nu mai ții minte dacă muncea. Dar a scris cărți Adrian Năstase. Nu muncea, dar a scris cărți. Unde poți să scrii cărți? Ai laptop? Cameră. Nu. Ai un calculat, de mână. Scrii de mână și există posibilitatea să te ia undeva la un calculator într-o sală. Dar nu se mai scriu cărți acum, de când cu faptele de corupție care au fost de mari șmecheri au scris cărți. Nu era adresată... Deci nu mai... Nu, erau gulerelor, doar gulerelor albe era adresat acest articol în lege. Dar dacă chiar vrei să scrii o carte, că ești acolo... Poți să scrii în cameră. Ții în cameră, scrii... Dar poți să ceri permisiune, domnule, vreau să scriu la calculatorul... Nu prea. Așa toată lumea ar vrea să scrie. Dar ei când stau pe internet? Eu știu nu stau pe internet. Nu stau, dar, stau doar dacă au telefon mobil ilegal în penitenciar. Nu au telefon și stau pe telefoane și dau mesaje și... Nu. Telefonul este infracțiune. Dacă eu vă văd pe dumneavoastră că stați pe telefon, e infracțiune la dumneavoastră. Păi și când intră pe telefon, nu știu, să vorbească cu cineva, cu familia? Cu amanta, cu vorbește, familia. Vorbește de pe telefon cum vorbește și domnișoara Elena Udrea. Sau doamna Elena Udrea. Adică Udrea, la...
are telefon instalat în cameră sau pe holul secției. Da. Dar, de exemplu, Elena Udrea o să aibă telefon în cameră, dar nu o să aibă, are deja telefon în cameră, cu ajutorul căruia poate să apeleze, nu să apeleze, să fie apelat, nu, să apeleze ea, că am făcut o greșeală data trecută și cu telefonul ăla poate să apeleze 10 numere, doar 10 numere. Pe lună. Sau... Nu, 10 numere, este predefinit cu 10 numere. Înțeleg. Dacă vrei să schimbi mâine un număr, faci cerere către comandant, către șeful de secție, șeful de secție îți aprobă schimbarea numărului de telefon, dar tot 10 ai. Și poți să vorbești cu 10 numere de telefon timp de o oră pe zi. Și ea mai, o să mai aibă undeva la 4 convorbiri online cu familia, pe internet, pe Skype sau ceva de genul ăsta. Cât timp? 60 de minute, 40 de minute, 30-40 de minute, de 4 ori pe lună. O dată pe săptămână. Deci nu stau deținuții și... Nu. Și de acolo te ia din cameră, te duce într-un loc unde sunt instalate acele calculatoare pentru convorbirile online. Dar nu vă gândiți care... Poți uita. La televizor se poate uita. Poți să aducă televizorul de acasă. Cu diagonală de 4 metri, dacă vrei. Nu chiar cu 4 metri, că nu, poate nu are loc în cameră. Dar dacă nu-i convine televizorul dat, că poate administrația penitenciarului nu are televizor din ăsta, nu smart, până când smart... TV, pentru că nu are ce face cu el, că nu are internet din acolo. Dar dacă nu-i convine televizorul și se pare că nu funcționează cum trebuie, nu are telecomandă, da? Eu am convingerea că are un televizor bun acolo instalat în cameră, poate să-și aducă televizorul ei, face cerere și aduce televizorul ei din cameră, de acasă. Există situația în care plătești pentru a fi scos afară, sub un pretext? Adică trebuie să merg la dentist. Am avut noi suspiciuni în care deținuții se întâlneau cu aparținători pe la dentist. Știți că iau un număr limitat de vizite. Da. Și atunci ei găseau o modalitate de a se întâlni afară și mai des cu aparținători. Și spuneau, invocau niște dureri stomatologice. Atunci familia avea combinație, să zic așa, cu stomatologul. Și stomatologul spunea, domne, uite, haide să intervenim aici la carie și îl programau și pe deținut și pe aparținător cam în același timp. Și se întâlneau acolo în holul de așteptare și se întâlneau. Dar VIP-urile au parte de genul ăsta de plimbări mai... Nu prea în general. Nu prea, pentru că nu vor săriște. Cine? Deținuții sau polițiștii? Deținuții. Polițiștii n-au nicio treabă cu chestia asta. Că nu eu sunt dentist. Dar dacă ești plătit... Păi ce treabă? Să fiu plătit să ce? Să te ducă sub păi nu, nu se poate. Că trebuie să mergi la dentist de fapt nu ca să te plimbi. Un supraveghetor nu poate să scoată pe un deținut așa pe poartă sau din cameră sau de pe secție. Nu există așa nu ceva. Există așa adică ceva. Să zicem, avem un deținut VIP și scoate nu. Un plic cu 1000 de euro. Este aproape imposibil. Deci este aproape imposibil. Aproape imposibil să doar să fie o caracatiță foarte, foarte mare nouă. Să fac o hârtie. Merg cu deținutul X la stomatolog. Nu. Nu. Și acolo la stomatolog ce să fac? Pretextul că merge. Că merge la stomatolog și se duce la stomatolog să întoarce. Dar să, cum erau înainte povești, că se duceau la prostituate, noaptea, astea sunt povești. Poate deci sâmbură de adevăr o exista, dar ce vorbesc, eu vorbesc de anii 90. Nu. De ce 90 mai ieșeau? Mai ieșeau, nu era legislația ca acum, nu era corupție, nu era DNA, nu erau parchetele chiar așa de profesioniste și ca acum. Probabil că plăteai, dar astea sunt povești, le-am prins și eu poveștile astea. Dar acum nu am convingerea că nu există așa ceva în penitenciar. Deci astea sunt povești. Da, sunt povești, nu. Sau cazuri extrem de rare să fie plecat deținutul ca să facă, să se întâlnească cu prostituate în oraș. Tot povești, la nivel de povești am auzit și chestia asta, n-avem nimic concret. Dar invers, să vină în... Asta da. Prostituate să vină la deținuți? Da, există... această vizită penală a oților, așa se cheamă în mediul penitenciar, vizită penală. Orice deținut care îndeplinește anumite condiții cumulativ are dreptul la vizită intimă cu soția sau cu o persoană care el are relații, care are relații, cum ar veni, similare între soți. Relațiile similare între soți se demonstrează cu o declarație pe proprie răspundere la notar că zetuleasca este în relații similare
ca celor ale, ale soților cu un deținut din penitenciar și că ei au avut 10 ani de zile înainte, au avut o relație de concubinaj și atunci noi avem obligația să le asigurăm vizită intimă. Pentru că nu poate sta închisoarea să verifice dacă este doamna... Păi, e o declarație la notare, e declarație proprie răspundere. Și în cazul ăsta deci poate să vină... Da, poate să vină orice prostituată la un deținut. Și de au fost ori? Cazuri. Da. Pe lună? Da. O dată pe lună poate să vină la un deținut. Depinde de o dată pe lună. O dată pe lună. Da, o dată și pe lună. Înainte era o dată pe lună. Va fi la fel? Nu știu dacă ce să vină vreun de ăsta care declară. Dacă vine bărbatul sau... Bărbatul poate să vină, dar cred că nu va veni, nu va face, nu va lua Elena Udrea vizită din asta. Dar unde penală. Se întâmplă așa ceva? În interiorul penitenciarului. Avem o cameră specială. Da. Specială, da. Nu? Se cheamă camera penală. De când ce zice penală? De la vizită penală, cum ar veni. Vizita pentru sex. Dar credeți că nu o să se întâmple? Nu, deci am convingerea că nu se va întâmpla așa ceva. Probabil va beneficia aia de vreo învoire ceva și va pleca acasă. Există genul ăsta de învoire? Da, există genul de învoire. Pentru că dacă... Noi trebuie să stimulăm... Vedești cu un comportament bun... Da, da. Că da, nu prezinți... Stimulăm viața de familie. Noi încurajăm viața de familie și să nu se destrame familia. O să ții 4 ani jumate fără intervenția soțului la kilometrii. Și atunci îi mai dai o învoire de o zi. Deci există varianta aceasta. Adică directorul penitenciarului poate da o învoire de maxim 24 de ore. Directorul penitenciarului. Deci există această situație. Da, pentru comisie. Chiar vorbim acum de faptul că are de îngrijit un copil. Da. Adică va avea ocazia să... Da, eu cred că va avea ocazia și va... Păi și... Adică nu trebuie să aștepte 5 ani. Și Liviu Dragnea a avut permisiunea de ieșit din penitenciar. A avut-o. Ce vise? Adică e un lucru bun. Nu văd cu ochii răi chestia asta. E un lucru bun. Potrivă, adică eu le-aș da-o dacă aș fi... Întreține familia. Întreține familia. Un timp lung. Da, exact. E un timp foarte lung. De exemplu, au fost deținuți și care au fost criminali și era un regim de maximă siguranță, cel mai sever regim de executare. Și le-a murit mama, tata și le-am permis să se ducă însoțiți de colegii mei la înmormântare. Nu suntem inumani. Cred că în pandemie a fost mai greu. Da, pandemia era mai greu pentru că n-am dat învoire atunci, pentru că nici nu prea am avut noi cazuri de îmbolnăvire. Să știți că sistemul penitenciar deținuții au fost foarte disciplinați în ceea ce privește vaccinarea. Am citit niște cifre. Tot de la mine. Erau, da? Tot de la mine. De la mine. Am citit și am fost surprins. Eu nu știu cât era, cât a fost. 80 ceva la sută, peste 80% deținuții sunt vaccinați. A fost forțați sau... Nu. Benevol. Benevol. S-au gândit, băi, mai ales că stând în comunitate, oarecum, și puteau să iasă la muncă și la activități, cel mult lor le convine că ies la muncă. Noi nu, locurile la muncă sunt foarte limitate. Și atunci noi am zis în felul următor, băi, la muncă ies doar deținuții care sunt vaccinați. Acum vorbim de muncă efectiv. Muncă efectiv. Nu aia în care ați zis că stau și fracă luleaua. Nu, muncă există efectiv. Există firme care contractă închisorile? Oricine poate. Dați-ne un exemplu. Oricine, sunt, sau mai multe sunt firme exemple. Din automotiv. Așa. S-au făcut volane, s-au făcut pantofi în penitenciar. Se fac în cabluri penitenciar? În penitenciar. Nu-i duce la fabrică? Rilugu era o firmă, nu pot să dau fi nume, dar au fost firme de pantofi care aduceau în penitenciar și oții lucrau pe cameră la tălpile de pantofi. Le stau acolo. Am știut. Sau avem, cele mai multe sunt în afară locurile de ținere. Pleacă escortați de colegii mei, se duc la fabrica respectivă, îi păzim acolo, lucrează 6 ore, 7 ore, se întorc înapoi și beneficiarul vine și plătește. Lucrează cel mai mult în construcții, în zonele astea de penitenciare de prin zonele de sud, lucrează în construcții. Ce în beneficiu pentru toată lumea, că ei și pentru noi se eliberează la cap, nu mai stau în închisoare, statul primește niște bani, contractorul are mână de muncă. Statul primește 70% din ce câștigă ei. Lor rămâne 30%. Dar sunt ok cu asta. Da, sunt ok, vor să muncească, deci dau cereri la muncă des. Tu aproape toți deținuții ar vrea să muncească. Și este și un beneficiu pentru noi, pentru angajați. Pentru că dacă una este din 100 de deținuți de pe secție să plece 90 la muncă și o să rămân cu 10%, cu 10 deținuți pe secție, altcumva îi supraveghez, altcumva sunt eu extenuat. Una este să ai un singur supraveghetor cum e acum, pentru că și la noi este o lipsă acută de personal. De ce nu vrea lumea să se... Nu că nu vrea lumea să se... Mulți pleacă la pensie. Este o mișcare de asta, schimbul de generații. Gândiți-vă că eu sunt printre
bătrânii penitenciarului acum. A, deci ofițerii acum sunt majoritatea mult tineri, mai... mult mai tineri. S-au schimbat generațiile de oameni. Vechea gardă a penitenciarilor a plecat, ca și în poliție la fel. De-aia este un fel de... au plecat oarecum profesioniștii. Și acum am venit noi ăștia din spate care trebuie să ne ridicăm la valoarea înaintașilor, cum ar veni, să vorbele astea. Aveți nume celebre de comandanți de închisori? Sunt niște legende. Vișinescu, dacă a fost la pușcărie. Dacă vreți nume celebre de comandanți. Să zic, lumea din lumea recentă, asta, așa, lumea da. Asta recentă. Ceva care a făcut, nu știu, cineva care a intrat în... Nu, prea, ce să faci ce la wow, la pușcărie? Știu, ce, să dărâm pușcăria, să faci altă pușcărie? Nu, nu prea avem așa nume celebre de pușcării. Au mai rămas câțiva din garda veche a directorului, au mai rămas 3-4 directori care sunt mai vechi, așa. Restul au plecat la pensie toți. La noi se pensionează undeva la între 48-50 de ani se pensionează, asta e. Pentru că avem acea grupă de muncă. Avem grupa întâi de muncă și se scade 6 luni la an. Dar deținuți celebri, nu vorbesc de celebri de la televizor, nu. Deținuți care prin ceea ce au făcut în închisoare au devenit, să zic, legendele închisorilor. Era înainte, dar nu mai sunt acum deținuți celebri. Nu mai dă nimeni doi bani pe celebritatea unui infractor. Dacă ești celebru, că ce? Că ai violat 7... Deținul celebru din ăsta care a apărut pe la televizor, din că ăsta de la Caracal, nenorocitul ăla. Rest, nu prea avem. Deținut celebru? Deținuta celebru, doamna Elena Udrea este cea mai celebră deținută. Care a devenit celebru în închisoare pentru că a făcut ceva în închisoare. N-a făcut nimic în închisoare. În închisoare nu prea se fac așa multe chestii celebre. Nu prea, n-ai unde să ai, n-ai stânga, dreapta, unde să te duci să faci lucruri celebre? În cameră? Unde? Ce s-a inventat unul apa caldă la penitenciar? Am o întrebare care mă frământă de foarte mult timp. Legat de pedofil, de exemplu. Există un fel de răzbunare a celorlalți deținuți. E un alt tip de justiție. O acțiune da. Violentă împotriva lor. Există Există, cum să zic, o justiție paralelă la care închide ochii conducerea unei închisori și nu vorbesc doar de România. Am văzut asta, știți, e clasică. Oricât, da? Oricât de oripilant ar fi fapta asta de pedofilie, să știți că noi nu închidem ochii la chestii, să încurajăm anumite comportamente. Adică să-l duci într-o celulă unde vezi, știi sigur că va fi violentat. Facem asta, nu. De ce aș face asta? Pentru că s-ar întoarce împotriva mea. Nu știu. Tot eu trebuie să după aia să fac, dacă îl bate, dacă un deținut este bătut sau este, cum ai zis asta, violentat într-o cameră, tot eu după aia trebuie să fac documentația, trebuie să fac acte. De ce mi-aș da de lucru? N-am interes. De ce mi-aș da eu de lucru mie? Nu știu, așa numele unei justiția penitenciară, în spatele ușii, când s-a închis ușa de la cameră, există. E un cod al pușcăriașilor. Este codul lor. N-ai ce să faci. Decât să izolezi și nu poți să izolezi. Nu poți să izolezi dacă ai informația. Dar în general pedofilii, violatorii sunt au o viață dură în penitenciar. O viață dură, exterior, extrem de dură. În general ei nu prea spun, dar se află. Și atunci sunt pentru că orice deținut are o mamă, are o soră, are poate o fată afară și atunci îl privește, nici nu vreau să-mi imaginez ce... Mai ies la noi și ne spun că sunt abuzați de către ceilalți deținuți pentru că sunt violatori sau pedofili. Facem cercetare, ceilalți deținuți din cameră nu se pun martori. La acest gen de... în niciun caz. Nu. Nu se pun martori, pur și simplu. Dar din că, de exemplu, nu a fost bătut imediat după ce a intrat la... Nu am auzit caz să fie bătut. Probabil că... Adică de ce ați deținuți? Ca un fel de răzbunare al lor. Nu cred că a fost pe maximă siguranță și cred că a fost singur în cameră. Nu știu, țin minte că a fost ceva. Poate a fost, poate să fi fost cu unul, doi deținuți. Pe maximă siguranță, maxim 3 deținuți sunt pe la Craiova. El a fost la maximă siguranță. Câți erau? Dacă sunt tot ca el. Păi erau tot ca el, probabil. Tot ca el, nu ce, se bat între ei? Violatorii se bat între ei? Nu se bat violatorii sau pedofili între ei. A fost tot de ăștia ca el. N-am auzit încă de cazuri de genul ăsta, dar probabil că vor exista consecințe când va fi trecut în regim închis. Unde atunci, acolo la maximă siguranță este, la penitenciarul Craiova este unul dintre cele mai restrictive penitenciare din România. Încă n-a primit sentința definitivă. Nu, n-a primit sentința definitivă.
Și atunci când o va primi, oricum va primi maximul. Eu că am convingerea că va primi maximul și... 30 de ani? Da. Asta e pedeapsa maximă care poate fi dată în România. Nu există pedeapsă pe viață. Asta este, așa zisă, pedeapsă pe viață în sistemul penitenciar. Detențiunea de 30 de ani. Iar când va trece el în regimul închis, nu o să mai fim aici nici noi doi. Vor trece ani buni până va trece el într-un alt regim mai permisiv. Ce trebuie să faci în închisoare ca să ai o viață mai ușoară? O viață ușoară nu e în pușcărie. Cine ajunge în pușcărie, viața e destul de grea. În primul rând pentru că după câțiva ani de zile familia începe să te uite. Vine la tine în primele luni, în primul an, al doilea an, al treilea an, deja nu mai vine. Vine din ce în ce mai... Depinde de pedeapsă. Dacă e o pedeapsă de 10-15 ani, trebuie să te gândești că următorii 10 ani vine odată la un an la tine familia. Vine familia luar la cei care au pedepse mici, sunt bogați. Dar la majoritatea deținuților nu mai vine familia. Nemai venind familia, nu mai bani. Neavând bani, o duci foarte rău în pușcărie, pentru că tu cumpărături nu faci, țigări și cafea, astea două sunt moneda de schimb în penitenciare. Dacă ai țigări și cafele, o duci bine. Dacă nu ai astea două, o să fumezi țigările de pe jos. Sunt cazuri în care sunt deținuți care fumează, adună chiștoacele la, așa zis, și colonei. Când e un chiștoc din ăla care mai are două fumuri și o aruncă un șmecher țigara cu două, trei fumuri, ăla se cheamă colonel în pușcărie. Când a prins un deținut din ăsta sărac, un colonel din ăla, îi se luminează fața. Deci a prins pe Dumnezeu de picior. Și atunci încep să devii, să faci compromisuri, să fii locotenentul unuia care are bani, să-i speli lui ciorapii, chiloții, să-i faci patul, să-i faci masaj. Asta se face. Să-i faci aer cu prosopul. Am văzut chestiile astea, le-am văzut cu ochii mei. N-ai ce să le faci, eu n-am ce să le fac la astea, o fac de bună voie. Și nici nu e violent, nu e... Nu e violent, nu e nimic, este pur și simplu, este sclavul unui șmecher. La propriu. Cum trece timpul în închisoare? Pentru colegii mei sau pentru deținuți? Pentru că deținuți. V-am zis mai devreme. Că pentru deținuți, că la închisoare, ca polițist, bănuiesc că e program. Da. Depinde ce activități au. Pentru întrece repede. La ce oră se scoală deținuții? La ora 6. Obligatoriu. Da, la obligatoriu. Stai și în pat. Nu, la 6 e deșteptarea. Deșteptarea teoretic, și ce teoretic faci? Ar trebui, este un program stabilit de directorul penitenciarului. Fiecare penitenciar are programul său? În general, programul este cam la fel pentru că deținuții migrează și una este toți se trezesc la 6. În toată țara. Nu cum se trezesc deținuții? E alarmă? E alarmă, se iau o sonerie care sună supraveghetorul pe secție, sună în soneria aia sau strigă deșteptarea și dă o sonerie. Poți să nu te trezești? Poți să nu te trezești, dar după la ora 7 vine apelul și dacă te prinde în pat, te sancționează. E apelul în fiecare dimineață la ora 7 și seara la ora 7. De la 6 la 7 ce faci? Pregătirea. Ar trebui să ducă să se spele, să-și facă ținuta, să-și aranjeze patul. E ca la armată. El acolo trebuie să învețe să se supună unor reguli. Ăstea penitenciarele, administrația penitenciarului a pus regulile acestea, ele, ca ele să fie respectate. Și an de an, zi de zi, respectând regulile, intră în automatism. În general, ei nu prea respectă regulile astea și îi vezi că se trezește dimineața din pat, e apelul și intri la el în cameră și el e încă în pat. Și pedepsiți? Da. Eu când am fost șapte secții, îi pedepseam. Le făceam raport de incident. Păi, cum îl dai eu înapoi societății? Păi dacă el nu e în stare să respecte o regulă minimă. Va mai respecta religia când va ieși din penitenciar? Nu. Care e diferența între deținuții model și cei nemodel la această fază de dimineață? Unii se spală, sunt conștiincioși și alții sunt leneși. Cum se împarte lumea? E ca afară? Da, sunt deținuții leneși sau deținuții care mai au puțin și se liberează. Ei doare undeva de regulile penitenciarului. Pentru că știe că n-am ce să-i mai fac. Teoretic n-am ce să-i mai fac. Îi fac raport de incident, în 2-3 luni de zile se eliberează. Dar nu mai pot el raportul meu de incident. Și nu mai are chef să se spele, să zic. Nu că neapărat cum se mai spală, nu mai respectă așa oarecum regulile. Fără să știe când se va întoarce înapoi în penitenciar că se va ține conști de rapoartele alea de incident. Alea sunt niște rapoarte pe care de pedepsire, așa spune mediul penitenciar, rapoarte de pedepsire pe care le facem noi. Dar cine e conștiincios în pușcărie și de ce?
Nu prea, că cine e conștiincios nu prea cade la pușcărie. Că dacă erai conștiincios în viața de zi cu zi, nu încălcai legea și te duceai la pușcărie. Nu avem oameni care se scoală să se... Nu există. Nu există. E o fantezie. E o fantezie, dar dumneavoastră, vedeți dumneavoastră și ceva de apucă să facă flotări. Mai sunt 2-3 care sunt cu sportul, care fac, că acolo ei vin slabi și când se întorc cu mușchi pe ei, că n-au altceva ce trebuie să facă decât să tragă de fiare. Trag de fiare și bagă mâncare în ei. Și după aia să fac musculos și să fac proxenețe afară. Pe cadier la pușcărie. Asta se întâmplă de fiecare dată. Asta este genul tipic de pușcăriaș. Am avut pușcăriaș care a căzut la pușcărie cu rafier vechi și când a venit a doua oară a venit proxenet. Pentru că a intrat băiatul la facultate și a auzit și alte infracțiuni pe care putea să le facă. Și dacă el era și bun la bătaie, cum să nu se facă proxenet ăla? Când și de la pușcărie a pus bătuta pe ceilalți infractori din orașul lui și a zis, eu sunt șeful. Da. L-au arestat cu elicopterele. Da? Da. A, deci aveți și totuși vedete, aresteze cu elicopterul. A fost un scandal cu deținutul ăsta în care a bătut 7 colegi de-ai mei. Unul dintre masca și-a rupt și mâna. Asta vorbesc de ani. 7? 7. Era un munte de om. Când îi puneam cătușele, când le duceam la instanță, nădeam două cătușe așa, le puneam ca să... Nu puteam să-i ducem mâinile la spate. Atât de mult se umflase, pentru că asta face pușcăria. Dar nu era păcat de el, așa un om putea să aibă orice altă... Păi ce era orice altă dacă îmi ducea capul? Păi dacă pentru el creierul era antebraț. Există și asta, nu? Adică ajung și pentru că pe unii nu îi duce minte. Sunt și deținuți care ajung din greșeală în penitenciar, v-am zis. Ce se întâmplă cu cei care ajung, să zic, din greșeală? Nu există din greșeală, dintr-o greșeală mai mică. Mai mică sau n-au conștientizat că pot ajunge în penitenciar. Da, așa sunt victimele ăstora cu mai mult mușchi decât creier. Și cu ei ce se întâmplă când ajung în pușcărie? Ce să ajungă? Că îi tratăm ca pe orice alt deținut. Nu, dar el, cum tratează situația? El cum acceptă mediul penitenciar? Da, pentru că unii acceptă... Nu, prea, ăștia sunt cei care... Ăștia sunt cei mai victimele. Da, cele mai victime. Psihologic. Da, pentru că dacă cel care săvârșește infracțiuni ani de zile, până la urmă știe că va cădea la pușcărie și oarecum acceptă că va ajunge la pușcărie. Dar unul care a băut și el o bere și a dat cu mașina peste nu știu ce cetățean pe trecerea de pietoni și cade la pușcărie, ăla habar n-avea. Pentru ăla e traumatizant. Eu am avut eu un caz în care a intrat la pușcărie un bătrânel, a condus, l-a prins poliția băut la volan, a luat permisul și l-a prins a doua oară fără permis. În perioada în care trebuia să... Da. Și l-a băgat la pușcărie 6 luni de zile. Era automat, adică n-avea automat, cum să scape. Asta e a doua oară, a doua faptă te duci la pușcărie direct. Și... N-a fost prea inteligent, totuși, gestul. Nici el n-a fost, nu părea inteligent, dar uitându-mă la el așa, când l-am încarcerat, când l-a adus poliția, eu l-am preluat, fiind șef de tură, l-am preluat și mă uitam așa la el și a început să plângă. Nu știai, îi tremurau și mâinile când a ajuns la pușcărie. Câți ani avea? Cred că avea undeva la 50 ceva de ani, 60 de ani. Deci, când te aștept să... Da, te aștept să te duci la pensie. Să merge în excursii, tu te duci la pușcărie. Da, și gândiți-vă că un bătrân de ăsta vine cu deștea tinerei care sunt școliți pe infracționalitate. Și cât de mai mult îmbătrânește un om de genul ăsta. Da, te îmbătrânește, adică pușcăria te îmbătrânește. Te îmbătrânește. Haide, că te îmbătrânește exagerat de mult. Și partea nasoală e că după ce ai făcut pușcărie, oricât de bogat ai fi fost, oricâtă viață ai fi avut înainte, o viață în asta... complexă, plecat peste tot, tu când vei ieși de la pușcărie vei povesti în cercurile de apropiați, toți pușcăriașii vorbesc despre ce făceau ei la pușcărie și cum erau ei la pușcărie. Pentru că ăla devine universul lor. Devine un univers. Deci am avut o cunoștință cu foarte, foarte, foarte mulți bani care a făcut pușcărie și când a ieșit de la pușcărie numai de pușcărie vorbea. M-am întâlnit de întâmplător cu el și am spus, dom'le, tu ai avut o viață din asta de rege înainte să cazi la pușcărie, cu evaziune fiscală de 100 de milioane de euro. Și tu vorbești de pușcărie? Ce făceai tu înainte? Și era ceva de Al Capone. Pe l-a marcat, de fapt, perioada aceea. Perioada aceea l-a marcat. Și numai de asta vorbea. Deci devine universul lor ăsta. Pușcăria devine un univers pentru unii oameni.
și pentru colegii mei, că unii colegi de-ai mei împrumută și limbaj de la penitenciar. Am dat niște exemple de cuvinte de acest... Bulangiu este tot de la... Da, bulangiu așa, știu. Ce să-mi amintesc așa cam cuvinte de-astea de pușcărie de... M-am făcut asta cu tramvai, deci tramvai... Deci tramvai. Ăsta este tramvaiul cel care introduce telefoane mobile sau obiecte interese deținuților. Există o clasificare în funcție de persoana care intră. Cum e împărțită? Pe economic... Că sunt cei de drept comun, cei care intră cu infracțiuni economice și cei care sunt cu poziție sunt considerați pe politic, nu? Nu. Eu așa am auzit că... Cum se stabilesc în camere de deținere? Nu, cum ar fi regimul lor. Asta e pe politic. Nu. Adică, când a intrat Sorin Ovidiu Vântu era pe politic, adică n-a intrat... Ok. Nu, era pe VIP-uri, ca doamna Budrea. Era altceva. Când a intrat Sorin Ovidiu Vântu, era un deținut vulnerabil, pentru că și Elena Udrea este vulnerabilă. În general, deținuții vulnerabili sunt cei care au, prin natura atribuțiilor lor de serviciu, când erau ei în putere sau când erau în funcții, ar fi putut prejudicia sau ar fi putut face rău mai multor oameni. Cum Elena Udrea, ea a sărăcit atâția ani, cum zice România. Poate avem vreo deținută care, din cauza ta sunt eu la pușcărie și bagă cuțitul în ea. De-aia este o deținută vulnerabilă, de-aia ea este undeva pusă aparte față de celelalte deținute. De-aia nu e băgată cu alte deținute de drept comun în cameră. Pentru că, în primul rând, are foarte mulți bani și vor sări toate pe ea să o șegmânească de bani. Există situația asta atât de grav, pentru că, hai să ne imaginăm, Elena Udrea are bani. Mm. Dar, într-adevăr, am citit și eu, într-adevăr, sar pe tine, aproape la, să zic, fizic, la propriu. Mm. Cum poți să scapi de așa o situație? Vii la unul dintre colegii mei, la supraveghetor, la șeful de secție, la directorul adjunct, inclusiv la director, spui că ești agresat în camera de ținere și îți solicit să fii mutată din camera respectivă. Și noi facem anchetă, imediat o luăm de acolo și o punem în altă cameră, pentru că să prevenim producerea unui incident critic sau un incident care i-ar pune viața în pericol. Deci ar exista acest risc pentru Elena Udrea. Ar exista. De-aia e și păzită ea cum mai bine decât o altă deținută din penitenciarul Târșor. Dar în cadrul, să zic, traseului ei nu se va intersecta? Nu, pentru că va fi tot timpul escortată. Este tot timpul escortată. Tot timpul escortată. Adică există riscul de a da peste o persoană violentă, agresivă? Riscuri sunt la tot pasul, dar noi facem tot posibilul să diminuăm acest risc. Noi nu putem elimina un risc. Riscurile sunt și în general nu se elimină. Doar se diminuează. Și atunci noi... facem în așa fel încât ea să participe la orice altă activitate însoțită. Ca să nu există un moment în care să fie atacată de vreo altă deținută. Păi, cum ar fi să fie un judecător sau un polițist notoriu care a arestat sute de infractori să cadă la pușcărie? Pe ce pe ăla l-am lăsat printre ei? Păi l-ar linșea ăia. Și atunci ar sta într-o cameră separată. Am avut cazuri. Păi știu că există, dacă ești polițist, ești judecător, procuror, colegii mei. Pușcărie. Au fost și colegi de-a mei care au făcut pușcărie. Au fost separați, nici măcar n-au făcut pușcărie în unitatea în care ei și-au desfășurat activitate. Pentru că, fiind colegul meu, totuși e rușinos și se prezumă că n-ar fi ok să-l păzesc eu pe el. Și atunci face pușcărie în alt penitenciar. Cât mai aproape de domiciliu, dar în alt penitenciar. Dar deci au scăpat, ca să zicem așa. Adică riscul e mare, dar nu toată lumea, să zic, ajunge acolo să fie... Da. Iar adică nu tot timpul ca în filme. Nu e chiar așa ca în filme, dar să știți că ce se întâmplă acum în pușcării, acum 15 ani, credeam că nu o să se întâmple niciodată. Ce era în filme acum 10-15 ani, se întâmplă acum în penitenciare. Peste 10-15 ani, poate chiar mult mai devreme, ce vede opinia publică acum în filme, s-ar putea să întâmple în penitenciar. Pentru că societatea se schimbă. E motrică. Și atunci, tot din libertate sunt deținuți. Dacă în libertate este un infractor care este agresiv, care este, cum au fost ăștia de la Pitești, deci țineau pe oamenii în lanțuri în curte.
traficanția de carne vie. Da. Doar să nu vă gândiți că ea, când vin în pușcărie, s-au debarasat de apucăturile lor de infractori fără scrupule și în pușcărie sunt niște măicuțe virgine. Nu. Ăștia vor face și în pușcărie, vor face la fel. Există pericolul pentru colegii mei. De-aia de fiecare dată noi, când mergem și pe la Ministerul Justiției, când avem discuții cu factori de conducere din penitenciare, directorul general, cu secretarii de stat, tot timpul solicităm să se modifice legea astfel încât colegii mei să fie protejați. Pentru că, uitați-vă, sunt cazuri în care pe o secție de 200 de deținuți, 150 de deținuți, un singur supraveghetor, un singur polițist de penitenciare, până poate fi oricând luat-o static. Păi și cum interacționează cu atâția? Greu sunt. Am fost acum în nordul țării, am fost prin Ardeal, să văd și eu condițiile de muncă în care muncesc colegii mei. Și am văzut în satul mare colegii mei care stăteau în țarcuri, parcă erau ei deținuți. Acolo l-am întrebat pe director, pe cine supraveghează? Deținuții pe colegii, pe polițiști sau polițiștii pe colegi? Pentru că sunt puțini. Da, sunt puțini și biroul lor era făcut din țarc. Era un țarc de plasă de sârmă. Sunt condiții acolo de muncă din evul mediu. Și care e salariul pentru... 4-5.000 de lei la un cu vechime. Și cu ore suplimentare și cu ture de noapte și cu... De cele mai multe cazuri, la noi nu este pe pușcărie fără să fie un AVC sau un infart al unui coleg. Pentru că lucrează într-un mediu tensionat. Acolo energia de la deținut se transferă către cadre. Sunt cele mai multe divorțuri, sunt în mediu penitenciar la colegii mei. Sunt vii acasă de încărcat cu atâta energie negativă încât încep să-ți bați nevasta, încep să te cezi copilul. Cele mai multe divorțuri sunt în mediu penitenciar. E un lucru dramatic și nu există metode din asta de compensare, adică să existe niște programe ale încurajate de guvern care să spună mai de ia-l pe omul ăla, de-l comprimă-l puțin. Deci e o energie negativă. Nu în școală. Da, nu în școală. Într-o situație atât de Nu, și colegii mei, lucrează printre ei. 12 ore pe zi, un coleg de-ai mei stă cu ei 12 ore. De la 7 dimineața până la 7 seara. Și iarăși vine unul de... Auzi poveștile lor, nervii unuia. Tot timpul, 200 de oameni, 10 trebuie să fie nervoși. Sunt nervoși. Pentru că n-ai cum să fii altfel în pușcărie, nu poți să fii bun în pușcărie. A stat vreodată într-o cameră 2-3 zile. Să stați așa când ați fost bolnav sau când ați fost pe pandemia asta. Te iau nervii în o irazna. Nici nu poți să fii bun în pușcărie, că ești luat de prost. Trebuie să fii rău. Să fii rău. Automat. Da. Așa ca... Și dacă stai în camera respectivă, o cameră în care penitenciarele sunt supraaglomerate. Nu este vina mea, nu este vina colegilor mei că sunt supraaglomerate. E vina doamnei Udrea și a tuturor politicienilor care au fost înaintea ei și după ea. Pentru că n-au făcut pușcării. Se lăuda un ministru de justiție cu construirea de doi noi penitenciare. Unde sunt? Nu sunt. Avem supraaglomerare de 140%. 40% peste capacitatea maximă. Ăia stau, nu o să fie într-o cameră 3 deținuți, sunt 5. Ce părere aveți despre arestul la domiciliu? Noi nu avem încă capacitatea să facem arestul la domiciliu. Asta este o utopie, este un praf vândut în ochii românilor de guvernanți. România nu are capacitatea să-i urmărească cu brățările electronice. Știți că se pune o brățare electronică, te pune arest la... Eu am avut un vecin. Unde, aici în România? Da, era un englez. El era tot timpul plecat. Eu nu știu ce fel de arest era ăla, că era mai plecat, se plimba. Probabil că avea altceva, era cu control judiciar, noi nu avem arest la domiciliu momentan. Nu există așa ceva și e foarte, foarte greu să-l implementăm la noi. Păi, nu trebuie bani. Ca să implementezi o măsură, trebuie niște costuri. Trebuie calculatoare, trebuie angajați, niște GPS-uri, hai că brățările lor fiecare costă 8.000 de euro sau nu știu cât naiba costă, că am și scris odată, m-am și luat de ministru respectiv câți bani au fost dat. Fantezie, dar nu se va pune în aplicare prea curând. Păi de câțiva ani programul ăsta, așa zis, program pilot. Da, eu credeam că deja este implementat și oamenii fac. Nu. E foarte greu, noi pe hârtie suntem cei mai buni la orice românii, inclusiv la justiție. Nu există așa ceva. Și uitați-vă ce lipsă de profesionalism avem acum în instituțiile statului.
Mai e o situație legată de... Și asta e o realitate. Deținuții de etnie romă. Ei cum se descurcă în închisori? Sunt mai vulnerabili sau dimpotrivă se coalizează pentru că preferă să stea într-un mediu asemănător? Cum trec ei prin închisoare și care e relația cu majoritarii, să spunem? Se coalizează. Din păcate încă mai avem această percepție romul cu romul, românul cu românul, turcul cu turcul. Încă mai există această etichetă între deținuți. Evident, camerele de deținere sunt amestecate. Și deci sunt amestecate. Amestecate, da. Dar există rasism. Da. Automat. Da, există. Există rasism. Și invers există? Adică să zic că se coalizează un număr de deținuți. Cum să nu? Deținuți. Rasismul este într-o parte și dintr-alta. Deci nu numai de la români către romi, și invers. Dar putea fi, nu știu... salvat această situație? Cum să facem? Exista vreo... Nu știu, întreb. Dacă am face camere pentru romi și camere pentru români, deja i-am încurajat noi să fie rasiști. Și acum, cum faceți să se depășească această... Îi amestecăm. Stau și amestecați. Nu sunt conflicte? Nu prea sunt conflicte. Conflictele nu sunt... Deci, odată ce ajung acolo, ei practic... Sunt la fel. Trec. Ei trec de... Această... Și aduc aminte că, bă, tu ești rom sau, cum le zic ei, țigan... Asta e, nu există cuvântul rom în pușcărie. Este cuvântul țigan. Nu este rom. Dar credeți că e evoluție pozitivă? Da, e o evoluție, da, în timp. Da, este adică o evoluție. Față de cum era acum X ani, inclusiv cum sunt tratați de către polițiștii de penitenciar. Noi tratăm la fel pe toți. Toți pe sunt infractorii machinești. Adică nu mai există... Toți sunt chiar existau rasism de genul ăsta. Să știți că sunt deținuți romi care sunt mult mai corecți decât românii și români care sunt mai corecți decât în romii. Păi uitați-vă ce fel de categorii de oameni sunt în penitenciare. Ei au ajuns în penitenciare nu că erau romi sau că erau români, ci că n-au avut ce să muncească și n-au avut o educație corespunzătoare. Că dacă ar avea educația corespunzătoare și ar avea și... un serviciu, n-ar mai ajunge nici dracu la pușcărie. Deci este evident că e o consecință a modului statului. De organizare a statului. Statul e de vină că avem la ora actuală 22.000 de deținuți în penitenciare. Și cifra asta rămâne aproape constantă. Unii vin, alții ies, unii vin, e un flux continuu în penitenciare. Și un deținut rom când iese, ce șanse are de reintegrare? În Italia, în Anglia. Nimic în România. Să unde se ducă? Să muncească cu ziua? Păi nu există, dumneavoastră ți-a angajat acum un deținut rom aici, care a furat. Băi, aveți prejudecăți. Că aveți prejudecăți. Nu, ne-am gândit, să zicem. Dacă ar exista un program, să zicem, da, ar fi mai ușor pentru toată lumea. Ar fi mai ușor, de exemplu, și eu aș vrea să, și am în plan să discut cu Ministerul Justiției și cu Administrația Națională a Penitenciarelor să reducem această recidivă prin niște măsuri luate de guvern. Exact cum am spus mai devreme, haideți să-i băgăm în câmpul muncii. Dacă îi bagi în câmpul muncii și noi în penitenciare, să îi formăm profesional, să-i calificăm. Să-l faci tâmplar, să-l faci zidar, să-l faci... Azi că este o penurie de tâmplar, de zidar, nimeni nu mai vrea să mai facă mecanic auto. Hai să facem mecanici auto, să repare mașini. Tinichigi. Avem posibilitatea asta. Mai mulți tinichigi în țară decât intelectuali. Să vină ăsta, cum îl cheamă, de a fost la pușcărie, Liviu Dragnea, să învețe cum să spele o mașină. El asta era angajat la spălătorii la Rahova, la atelierul auto. Vedeți? Și atunci, dacă ar fi și benefic pentru colegii mei din penitenciare, pentru că n-ar mai fi mulți deținuți pe secție, pentru că s-ar reduce gradul de supraaglomerare și în loc să fie 100, ar fi 60. Și colegul meu nu ar mai pleca extenuat acasă, să-și bată nevasta, să-și certe copilul. Ar pleca mai liniștit. Am avut coleg care până la ora 11, de la ora 7 până la ora 11, a făcut 5.000 de pași. Nu, 15.000 de pași, scuzați-mă. 15.000 de pași în câteva ore să merge așa de la o cameră la alta, de pe secție pe alta.
Am colegi care au două secții în subordine. Cum să o face supravegherea aia, nu știu. Mai e o altă categorie minoritară. Maghiari, cum sunt în sistem integrați? Există, unde sunt deținuți? În parte prin țară ca înainte, îi țin pe plan local, cum? Și cum există închisori mixte, cum se întâmplă această situație, maghiari români în închisoare? În general, legea ne obligă ca deținuții să săvârșească pedeapsa cât mai aproape de domiciliu. Cei mai mulți maghiari sunt în penitenciarele la Târgu Mureș, Miercurea Ciucu, Oradea, pe acolo se învârt. Și sunt cu ai lor acolo, deci nu-i duce deținutul de la Miercurea Ciucu să-l ducă la Constanța. Doar în cazul înainte, nu? Îi duceau pe timpul lui Ceaușescu, când exista această acțiune concertată de guvern să îi separe pe maghiari din zonele de acolo, Harghita, Covasna. Ca și în armată, da. Ca și în armată. Eu încă am prins eu. Pe de-aia se și întâmpla. Da, oltenii erau trimis în Harghita. Exact. Înainte și colegii mei. Colegii mei, când era militaria înainte de 89, oltenii erau trimiși la, sau muntenii erau trimiși la în Harghita, polițiști, pe luau și îi trimiteau aici, în zona de sud, în sud-est, ca să se mai dilueze dintre ei. Dar nu, acum sunt în pușcările lor, sunt și ca acasă. Există polițiști de penitenciar, da, maghiari? Avem polițiști de penitenciar maghiari. Adică se favorizează această... Nu avem nicio treabă, doar să aibă... Comunicare mai ușoară, nu? Dar singura condiție este, la ei, chiar dacă sunt maghiari, să fie cetățenii română. Să cunoască limba română. Asta este... sunt condițiile legale de accede în penitenciar. Două dintre ele. Să ai cetățenie română, să cunoști limba română. Și dacă cunoști limba română, se pot înscrie la concurs ca orice alt român. Și... Dar există această politică. Adică avem politică, avem colegi... Să te înțelegi mai bine cu ei, că n-a. Și da. Bă, că-s maghiari, păi dacă sunt tot oameni. Dacă în Miercurea Ciuc 80% dintre cetățeni sunt maghiari și pușcăria e acolo, vă dați seama că 80% dintre candidați sunt tot maghiari. Eu întreb pentru că nu știu exact cum se mai împarte, dar probabil că se merge către această... Se merge când nimeni, nu o să vină nimeni din București să ducă să dea concurs la penitenciarul Miercurea Ciuc. Tot din Miercurea Ciuc, de acolo, din zona aia de concurs la penitenciar respectiv, și atunci există multe șansa să probabilitatea este e cât mai mare să fie maghiar. Deci nu există discriminarea asta pe etnie sau pe... Nu mai există. De exemplu, dacă vrei să faci un reportaj în penitenciar, cât de ușor este în România? Nu e ușor. Nu e ușor. Nu prea se aprobă, nu se dă aprobare să faci un reportaj, pentru că în primul rând deținuții au dreptul la protejarea imaginii. Nu ai voie să-i filmezi fără acordul lor. Nu ai voie să știi în ce penitenciare Xulescu sau Zetulescu. Dar am zis că există câteva emisiuni. Cred că era la B1 emisiune cu interviuri cu deținuți. Și chiar era foarte interesantă. Puteai să te uiți... Își dau ei acordul în prealabil. Bineînțeles că își dau acordul, dar da, totuși se poate. Adică se poate. Adică vine televiziunea sau veniți dumneavoastră și spuneți vreau și eu să am un interviu cu deținuții în penitenciarul, să zicem, Târșor. Și atunci colegii mei care se ocupă de această situație, cei de la reintegrarea socială, o să ia acordul deținutului, dacă se poate, dacă au aprobare de la director, și stați de vorbă cu un deținut. Care este psihologia unui criminal după timpul ăsta în care l-ați petrecut, ați interacționat cu ei? Ei cum își justifică ceea ce au făcut? Că după un timp înțeleg că ei cumva găsesc o justificare. N-aveam ce să fac, asta e viața. Care e mentalitatea unui criminal? Păi psihologia oricărui deținut e că e nevinovat. Deci și un criminal? Deci noi avem pușcării, dacă stați de vorbă cu deținuții, ei sunt nevinovați. Ei acolo au ajuns în pușcărie, ba din cauza polițistului, ba din cauza judecătorului, ba din cauza procurorului. Nu, el nu e vinovat. Deci dacă facem o statistică acum și întrebăm 100 de deținuți, 99 o să spună că el e nevinovat în pușcărie. Cum ai misiunea aia, am întrebat 100 de români, am întrebat 100 de deținuți, da. Ești vinovat? Nu. Nu. Păi cum să fie vinovat? E vina statului că e acolo, nu e a lui. El nu a făcut crima. A fost constrâns probabil de cineva. Nu că el e nebun la cap și a dat în cap omul respectiv, că să faci o crimă e sub orice critică, să-i viața unui om. Ajung să le pară rău? Unora da. Dar le pare rău. Că le pare rău?
le pare rău că sunt închiși ei, nu că au omorât pe cineva. Nu, le pare rău de... Nimănui nu-i pare rău de infracțiune, ci le pare rău că a fost prins. Asta e. Mai ales când o faci în formă continuată. Păi tu ești tâlhar de meserie și ce îți mai pare rău? Îți pare rău că ce? Că a furat 10 telefoane în loc de 15. Poate asta îi pare rău, când a furat cât a putut. Ca și doamna Elena Udrea. Ei nu-i pare rău că a furat. Ei pare rău că acum face pușcărie. Mai nu, acum a descoperit și o boală ca să o facă incompatibilă cu penitența. E sub orice critică. Și deținuții care îmbătrânesc în pușcărie, ei cu ce gânduri așa văd ei viața? Adică ați interacționat, ați vorbit cu oameni de genul ăsta? Asta nu i-am întrebat eu ce gânduri au despre viață, că chiar, sincer să fiu, chiar nu m-a pasionat ce vor să facă după pușcărie. Pentru că activitățile sunt foarte complexe într-un penitenciar. N-ai timp așa să stai pentru la... polițist. Pentru polițist. Și n-ai timp să stai să de vorbă cu el așa să pe chestii astea filozofice. Iar pe el nici prea îl interesează că vorbești tu cu ele filozofice. Pe el interesează dacă e mai intrat bănuți, dacă se dă vreo lege de amnistie și grațiere. Astea sunt principalele lui preocupări în penitenciar. Ce am observat, sunt specialiști în drept. Vai de cap. Deci bine, specialiștii între ghilimele. Între ghilimele. Vorbim de infracțiunea lor. De infracțiunea lor, da. În acele interviuri de care spuneam, oamenii știau la... Da, știu, la virgulă. La virgulă, păi, articolele de lege, faci? Cu aia se ocupă, nu? Păi ce să faci și deja 24 de ore? Știu, ce să faci 24 de ore decât să într-o să cameră? Rumegi. Să rumești ce ai făcut și cum să scapi de pușcărie. Barbut, țigară, jocuri de noroc, glume și ce să faci într-o pușcărie? Și mai ești la plimbare care schimbi camera cu o cușcă afară. Asta e pușcăria. Ce se întâmplă când sunt sărbători? De Anul Nou, de Paște, de Crăciun? Ce se întâmplă în închisoare? Fac și revelion încă, nu-i toți. Cum faci revelion în închisoare? Păi nu știu, probabil că nu știu ce la mulți ani acolo. Nu cred. Asta ar fi culmea să spună la mulți ani. Asta ar fi culmea. Și ce fac? Păi trec până dimineață? N-am făcut niciodată, n-am făcut nicio sărbătoare în penitenție. N-am picat niciodată de sărbători, că mi-ar fi plăcut să-i aud la mulți ani colegul de, la mulți ani în pușcărie. Deci n-am auzit niciodată că ar fi fost chiar cormic să aud un deținut că spune la mulți ani un alt deținut să stea în pușcărie. Dar probabil că petrec. Se gândesc la aia de acasă și petrec. Pentru că primesc în preajma sărbătorilor primesc foarte multe pachete și suplimentări la pachete. Se suplimentează dreptul la pachet și la vizită, atunci primesc. V-am zis, noi suntem umani în pușcărie. Colegii mei, cu toate că sunt văzuți sau sunt acuzați de doamna Udrea că sunt torționari sau sunt aplicăm rele tratamente în penitenciar, nu este adevărat. Dacă aplicam rele tratamente, o lăsam să fie filmată de presă acum, să-și bată lumea joc de ea. Nu e adevărat, sau o puneam în cameră cu fără lumină, că a furat generații întregi de lumină din ochii copiilor. Eu nu acuz. Eu asigur tratamentul care îl asigură oricărui deținut. Și estimați așa ca timp cât? Cât va sta ea în pușcărie? Da. Va sta undeva la 3 ani jumate. 3 ani jumate îi va face ca vorba aia, ca popa. Deci mai puțin nu. Nu. Nu va face. Deci are condamnarea definitivă. Și din 6 ani jumate cât i-a dat, va face 2/3. 2/3, undeva de 4 ani jumate, dar ținând cont că ea a mai stat în arest, îi se deduce din pedeapsă. Și atunci va sta mai puțin în pușcărie. Da, am zis, undeva la 3 ani jumate îi face, sigur. Cu timpul opinia publică va uita de ea. Își mai aduce așa aminte presa. A, Elena Udrea, uite cum e pe aici. Știți că și de Dragnea a uitat. Mai auzit ceva de Dragnea acum? Păi face un partid nou, e pe cai mari. Nu, mai odată ce a ajuns la pușcărie s-a dus viața. Asta vreau să întreb. Există pentru orice funcție, pentru orice poziție în viitor, o șansă pentru cei care au făcut pușcărie? Nu, pentru că vii cu eticheta. Fost pușcăriaș. Este o etichetă asta, nu contează ce fapte ai avut la pușcărie. Că ei mai încearcă să zică, deținut politic. Nu, deținuți politici nu mai există. E așa? Nu există deținut, dar ea, păi, ca să scap de pușcărie, poți să invoc orice. Ea poate să invoce orice. Dar instanța nu e proastă. Nimeni nu spune, sună instanța, dă-i condamnare lui Xulescu sau lui Zetulescu. Eu cred că astea sunt fantasme. Nu cred așa ceva. Statul paralel nu există așa cum
O, exista vreun telefon dat. Dar cum să fiu statul parohial să la putere? Eu sunt la putere. Cum? Adică eu dau legi? Eu dacă cum zic ăștia, domnule, există, serviciile sunt implicate în orice. Păi dacă sunt la putere, pot să desfințez mâine serviciile. Mâine PNL PSD, dacă vrea, desfințează serviciile. Dă o lege. Începând cu data de 1 iulie, SRI-ul se desfințează, SIE se desfințează, STS-ul se desfințează și gata. Ce poate să mai facă coloneia sau generalii din servicii? Își iau frumos ce avea pe birou și pleacă acasă. Unii deținuți devin mai, nu știu, religioși în închisoare? Îi apucă vreo conștiință și merg? Adică cum unii se dintre ei, asta? Unii dintre ei sunt, dar procentul este foarte, foarte mic. Cum își exprimă ei credința? Încep să se pocăiască. Se întorc așa spre Dumnezeu. Există, dar procentul este foarte mult. Nu e un fenomen. Nu e un fenomen. Puțin. Sunt cazuri izolate. Doar că e o chestie amuzantă pe care vreau să vă povestesc. Acum câțiva ani de zile, SRI-ul, că tot vorbeam de SRI mai devreme, și-a trimis ofițerii în penitenciare. A detașat ofițerii în penitenciare, l-a asigurat birouri acolo. A, ca funcționari. Ca funcționari. La noi sunt deținuții care la noi sunt norme de hrană. Norme de hrană pentru musulmani, se explică așa ca pe înțelesul opiniei publice. Și norma de hrană pentru musulmani se cheamă la noi norma de hrană musulmani, care îți dă carne de oaie, nu de porc. Da. Ce mănâncă musulmanii? Da. Și norma asta este mult mai consistentă, că na. Și atunci anticipez deja. O grămadă de deținuți de ăștia care erau necăutați au trecut la musulmani, s-au declarat musulmani ca să primească mâncare de asta mai bună. Serviciile. Caz real. Da, caz real. Serviciile, când au văzut, vai de mine, se radicalizează, deținuții devin musulmani, vă avem atentat. Și au trimis seriștii. Când vă dați seama ce servicii ne conduc pe noi, dacă ei nu și-au dat seama că ăștia au trecut la... pentru norma de hrană. Pentru norma de hrană. La norma de hrană vă dați seama că instituțiile statului s-au angrenat, crezând că se radicalizează fenomenul radicalizării deținuților în penitenciar. Tu unde, dracu, ăștia erau, vai mama lor de foame și vreau să mâncem plus la mâncare. Ce știți despre închisorile americane sau deținuții americani care ar fi fost anchetați aici? E adevărat? Știți ceva? Nu au fost la noi anchetați. Închisorile secrete ale CIA-ului de care se aude în spațiu public, nu, habar n-avem noi așa ceva. Nicio treabă. Era ceva... Nu, să știți că în penitenciar, pe vapoare, o făceau la mama naiba, unde o făceau ei, pe unde o dracu o fac. Prin că încercau grupă. Să țină legislația, adică americanii fac ei chestii, dar niciodată foarte ilegal. Așa găsesc. Ca să înțeleagă cetățeanul român, în penitenciar nu poate ajunge decât deținutul condamnat definitiv, cu mandat de executare, altcumva nu, sau cu mandat de arestare preventivă, dar doar dacă a fost dosarul trimis de la procuror în judecată. Altfel nu are cum. Nu poate să te rețină judecătorul 30 zile să te bagi la noi la pușcărie. Nu. Adică nu putea să vină un camion cu deținuți irachieni și l-au dezbrăcat la plața așa albă și... Nu. Există. Nu există așa ceva. Nu există. Adică autoritatea română nu ar fi acceptat documente. Așa ceva. Nu știu dacă ar fi acceptat autoritatea română. Nu acceptă penitenciarul pentru că nu avem cazurile astea. Noi nu avem documentele ca să le facem în baza ăstora. Știți că se fac... Nu aveți de unde să știți, dar documentele trebuie să fie liniare. Nu se poate întrerupe odată așa. Nu puteți să băgăm în penitenciar niște oameni care n-au trecut pe la judecători, care n-au trecut prin justiție. Nu există așa ceva. Deci nu se poate băga în penitenciar. Ar vedea ceilalți. Deci la noi sunt, cel puțin eu ca lider de sindicat aș afla, pentru că și noi avem organizații sindicale, suntem ca Serviciul Român de Informații. Suntem cu urechea pe ei tot timpul. Dacă de la Guantanamo să-i judece aici. Cum să nu? Păi așa cum am aflat că se băgau cărucioare la Poarta Albă când era vechea conducere, acum câțiva ani de zile, se băgau cărucioare pentru deținuții VIP cu produse. Se băgau ilegal. A existat asta. Cum dracu să nu existe? Existau. Și credeți că după, de exemplu, dar nu colegii mei de la Poarta Albă făceau. Șmecherii, directorii ajuns, șefii de servicii. În anii 90, cum era pușcăria? Era cruntă. Deci pușcăria era cruntă. Decât să fi fost deținut în anii 90 sau înainte de 90, mai bine te îngropai.
Te îngropai de viu și stăteai acolo până te expira pedeapsa. Erau păduchii, ploșnițele. Îmi spuneau colegii că cicălau păduchii așa de pe pat, în mână. Și aruncau. Erau condiții inumane, acolo erau condițiile inumane, nu ce e acum. Acum mai avem gândaj de casă pe care mai are... Are orice bloc din ăsta în București. Aia sunt, pe ea nu... Și-ai naiba rezistă și să știți că facem dezinsecție și deratizare, chiar facem. Și mai sunt gândaci și ploșnițe pentru că și ei încurajează deținuții cu ploșnițele astea. Pentru că vin cu 70.000 de genți de bagaje în cameră. Și ploșnițele s-a scumpit între bagaje. Că dacă ar fi, dacă ar duce ei și ar fi și ei de înțeles și ar duce toate bagajele la magazia de bagaje și și-ar lua 2-3 tricouri la ei, nu și-ar lua toate tricourile și toate gecile și toți pantalonii cu ei în cameră să-i bage sub pat, atunci ar fi și mai simplu pentru ei. Nu s-ar încărca camera aia, nu ar exista gonci, dar dacă eu îi dau masa la ora 7 și el o ține zile întregi până să strigă în cambuza aia acolo, că așa se cheamă termen, mă întrebați de termen. În cambuză. Ține mâncarea până se strică în cambuza aia acolo. Nici ei nu sunt disciplinați. Că dacă ar fi puțin mai disciplinați, ar fi condiții mai bune în penitenciar. Cine îl oprește să facă curățenie în cameră? Nu are, vorba dumneavoastră, când va suna armată, nu are femeie de serviciu acolo, nu are polițistul de serviciu care face curățenie. Cine îl oprește? Nu-i să știți că îi obligăm? Dacă nu-i pedepsim, avem deținuți care sunt scoși la așa zisa de servire sau la activități de astea în folosul penitenciarului, de curățenie, și dacă nu face curățenie, îl scoatem de la punct de lucru și băgăm pe altul la punct de lucru, în interior, sau la activități de curățenie și se bătaie pe locurile alea la deținuți, pentru că au zile câștig. Stă mai mult afară din cameră pentru că se face el că dă cum o pe acolo pe holuri. Mai interacționează cu polițistul de penitenciar, colegul meu. El cumva nu este tratat ca cu bariera aia. Se apropie mai mult de colegul meu și devine mai uman. Relația devine mult mai umană decât cu alt deținut care nu interacționează deloc. Cum sunt colegele polițiste de penitenciar? Frumoase. Și cum s-au, adică cum te poți hotărâi ca fată să devii, acum chiar vreau să folosesc termenul, dar nu peorativ, gardian, efectiv, adică păzești pe cineva. Cum a ajuns la acest gând? Și cum interacționați cu ele? Ce vă spun? Cum, pentru că pentru o femeie, totuși, cred că e un pic mai greu să vezi viața asta complicată din închisoare. Adică cred că o vezi și altfel, ca femeie, ca mamă, ca... pic mai sensibilă treabă. Plus că deținutele femei cred că sunt într-o situație mai, nu știu, mai sensibilă, așa, ți se... Oleu, haideți că vă povestesc cum sunt deținutele femei. Din contră, deținutele femei sunt mult mai rele decât deținuții bărbați. Minorii și deținutele și femeile în penitenciar sunt mult mai agresive decât bărbații. Ce înseamnă agresiv? Agresiv. Se bat între ele, se ultragează colegii mei. Colegele, de fapt. Și colegi, că printre colegele mele mai sunt și alți bărbați care le aduc la cunoștință, să zicem, corespondența de cu instanța, înjură-i. Aoleu, am avut cazuri în care a dat un pumn o deținută la un șef de tură. Nu dau nume, că na, poate să uită vreodată la... Și îmi zice că îl fac de râs în podcast. Dar dacă el jos din picioare. Serios, s-a dezechilibrat și... Na, de fapt, așa e, dacă stau să mă gândesc... L-a surprins, i-a dat un pumn în barbă, nu s-a aștepta. Nu te aștepți ca o femeie să vină să-ți dau un pumn în uppercut. I-a dat un uppercut aici, l-a dezechilibrat, a căzut pe colegul celălalt la apel. Deci sunt cazuri de genul ăsta. Sunt mult mai agresive. Cum relaționează femeile polițiste cu genul ăsta? Se învață și ele cu duritate. Ce să fac? Chemăm grupa de intervenție, dialogând, prin gratie... Până la urmă, orice tensiune se detensionează. Trebuie să stai. Sunt niște manuale de proceduri acolo. Sunt secrete, nu pot să vi le spun. Modalitatea de a dialoga. Dar dialogând. Dialoguezi, încerci să te... Că asta spuneam eu, că se încarcă cu energia. Când odată ce dumneavoastră sunteți agresiv și eu încerc să vă potolesc pe dumneavoastră, preiau din energia dumneavoastră negativă. Mă încarc eu cu energie negativă. Pentru că eu trebuie să am stăpânire de sine. Trebuie să, nu trebuie să mă cobor la nivelul deținutului și să, hai, păi dacă deținutul mă jură, eu mă cobor la nivelul lui și încep să-l înjur și eu ne luăm la bătaie. Eu am uniforma, până la urmă eu câștig, da?
Deci am stăpâne de sine, când ăla mă înjură de mamă, de morți, de copii, de își bagă, își face, își drege. Eu trebuie să tac din gură. Enervează, adică normal că te enervează. Normal că te enervează, ca tu să reacționezi, că el zice că, Doamne, uite, eu sunt o victimă. M-am bătut supraveghetoarea, m-am bătut șeful de secție, m-am bătut mascați. Ce câștigă dacă se plâng că iau bătaie? Unii vor să plece din penitenciarul respectiv, pentru că unii vor să te ducă într-un penitenciar din ăsta mai bun, ceea ce nu se poate. Și atunci invocă tot felul de pretexte. Ba că mă terorizează directorul, ba că mă bate lumea. Nu e adevărat. Cine vine la serviciu să bată un deținut? Deci nu există treaba asta. Nu vine nimeni dimineața la serviciu, ia mă uit eu la ceas, la ora este ceasul 9 dimineața, mă duc să bat 4 deținuți, după aia să mă revigorez să vin înapoi în biroul meu. Nu există așa ceva. În primul rând, avem camere de luat vederi, avem bodycam-uri, ne-ar filma. Și camerele se stochează 30 de zile minim. Maxim 30 de zile se stochează camere de luat vederi. În cazul în care se produce din asta vreo altercație între ei sau un polițist de penitenciare bate vreun deținut, șefii au obligația să stocheze camerele respective, imagine respectivă. Se zice procurorul, scrie în lege. Dacă eu n-aș sesiza procurorul, dacă dumneavoastră ați bate un host, dacă ați fi colegul meu și ați bate un deținut și eu n-aș sesiza parchetul, aș fi complice. Și atunci, de ce să răspund eu? Am și o rate, am... Așa gândește colegul. Am rate, am familie, am copil, îl las pe drumul și mă duc la pușcărie cu tine. Păi mai bine te duci tu dacă ai fost căpcăun și l-ai bătut așa fără rost. A, că folosesc mijloacele de imobilizare legal. Asta e altă problemă. Când ți-am zis stai și într-un ai stat și te duci și îl bați pe colegul de... pe deținutul coleg de cameră sau... ce să dai foc la cameră, că sunt cazuri în care dau foc la saltele și incendiază camerele. Da, nu sunt puține cazurile în care dau foc la camere. La Satul Mare chiar au murit câțiva pe secție și au dat foc ca proștii. Până să intervenim noi, au luat foc. Și nu ai frică de pedeapsă? Sau nu mai contează? Ce mai contează pedeapsă când ai 25 de ani și când ești nebun la cap? Păi la Giurgiu sunt 600 de deținuți psihici. Bun la psihic. 600. Știți cum, cât de încărcat vine un colegul meu de acolo de pe secția respectivă? Păi, Michi, e ceva... Nebuni. Ești într-un film. Eu cum am angajat, am văzut pe unul cu niște unghii atât. Și făcea așa. Te uiți. Întrebi și tu, ce fapt are ăla, mă? Omor. Ce, păi, pe cine omor? Pe măsa. I-a tăiat scalpul și a băut vin cu el. E adevăratele, ce vă spun e adevărat. I-a băut vin în beci cu scalpul în masă. Cum ați stat cu el? Da. Și ce am făcut? Am luat un deținut din ăsta mai zdrahon și l-am pus între mine și ăla. Și am zis, dacă se ridică ăsta, îl omori. Să nu se ridice. Dacă vine la mine, tu răspunzi. Trebuie să fac, eram singur cu el. Dar de ce sunteți singur? Asta nu înțeleg. Lipsă de personal. Lipsă de personal. Avem o schemă de 14-15 mii de angajați. În schema asta nu poți să depășești, pentru că nu te lasă guvernul să faci mai multe angajări decât trebuie. Dar nu e foarte periculos. Acum, de la 1 iulie a și blocat angajările în sistemul penitenciar. Și în poliție. Dar nu e foarte periculos să fii singur. Ba da. Și ce vrei să fac? Să-mi dau demisia? Unde mă mai duc eu la 40 de ani dacă toată viața am fost polițist de penitenciare și n-am făcut altceva decât să supraveghez deținuți și să fac niște documente de pușcărie? Cine să mă angajeze? Pe 20 de milioane? Pe 2000 de lei în civilie? Eu am văzut în Israel polițiștii nu merg decât minim 2. N-am văzut niciun păi polițist, așa ar trebui. Niciodată n-am văzut niciun polițist singur, niciodată. Așa e, în poliție așa misiune. În misiune, așa ar trebui și la noi. În ce făceau, patrulare. Așa ar trebui și la noi. Și dacă erau pe motociclete, erau 2. N-am văzut un motociclist singur. Deci tot timpul 2-2-2. Așa ar trebui și la noi. Așa mi-a și venit gândul când am văzut, băi, de fapt e logic. Te poți apăra cu unul singur? Da, nu te poți apăra. Deci ăla este victimă, colegul meu care stă singur pe o secție de minim 50 de deținuți. Dar ce zic eu 50 de deținuți? Sunt secții în care sunt 150-200 de deținuți. Se pare unul singur. Imposibil. Chiar dacă legea spune că trebuie să fie minim 2. A, legea spune minim 2. Legea spune minim 2. Dar ei încalcă, fac abuzuri. Am semnalat chestia asta de 11.000 de ori. Asta chiar nu e ok. Nu e ok. Să fii singur. Nu e.
Când doi afli pentru că ape. S-a birocratizat activitatea de pușcărie, că toată lumea vrea să fie acoperită de hârtii. Orice faptă, da, și, dacă respir, o boală, da. Și dacă respir, da. Eu trebuie să fiu acoperit acum de o hârtie că am respirat. Da. Că dacă nu, poate mă acuză cineva că am respirat și mă bagă la pușcărie. Teama asta de, și fuga de răspundere. Așa este. Teama de pedeapsă și fuga de răspundere. Asta este, s-a împământenit în România, inclusiv în penitenciar, inclusiv în poliție. Și în loc să fie șefii să găsească niște soluții, să simplifice birocrația, mai mult o complică. Am semnalat asta și la minister, și la ANP, la aparatul central. Ați văzut un cuplu în care ea este polițist de penitenciar și el, să zic, civil? Cum arată un cuplu în care femeia este polițistă de penitenciar? În general, să știți că se combină între ei. Se combină între ei. Se combină între ei, pentru că ăsta e mediul lor. Știți foarte bine că când ai un partener de viață din domeniul tău de activitate, parcă ți-e mai simplu așa să stai cu el mai mult. Există un dialog mai mult. Dacă soția mea ar fi medic, ea mi-ar povesti mie de operații, eu aș povesti de pușcărie. Pe mine nu mă interesează de operațiile ei, iar pe ea nu interesează de pușcăria mea. La început vorbim, na, și o asculți din complezență. Iubire, iubire, după aceea te acuză că nu asculți, nu mă asculți, caută pe un medic de acolo și să combină cu el. Așa e și la noi. Cele mai multe relații se fac acum între colegi. Relațiile dintre un polițist de penitenciare și un civil încep să fie din ce în ce mai puține. Pentru că, da, e munca de... Și noi când ne întâlnim la o bere, 80% din timpul respectiv vorbim de pușcărie. Cum dumneavoastră vorbiți de jurnalism, cum medicii vorbesc de tratament, de operații și tratamente, așa, asta e românul. Fiecare vorbește cum corporatiștii vorbesc despre targeturi, cum asta aud la terase. Numai target, mi-am atins targetul și mai sunt câteva cuvinte de know-how, de astea, englezimele astea băgate cu forța în limba română. Așa și noi, vorbim despre pușcării cu un limbajul specific. Polițistele de penitenciar sunt niște persoane dure? Dacă nu sunt la început, le face mediul penitenciar. Dacă nu sunt la început, dure. Să știți că sunt fete care vin oarecum feminine și pleacă mai bărbătoase așa. Pentru că te învață mediul în care lucrezi. Te adaptezi. Ca și colegii mei. Acum am început să vină colegii mai nou. Există două tipuri de colegi pe care nu, eu când m-am angajat nu i-am întâlnit. Sunt colegii care vin cu mamele la serviciu. Da, eu nu pot să lucrez cu oții, să vină mami. Da? Și sunt colegi care sunt cu un tupeu exagerat. Și nemeritat. Astea sunt două categorii pe care le-am văzut acum în ultimul timp, în ultimii ani. Și astea sunt produsul, ce vorbeam mai devreme, generații de elevi, ai doamnei Elena Udrea și ai Camarilei, care n-au mai pus pres pe educație. Ăștia sunt. Și mai e un caz. Care? Ați întâlnit? Deci dacă mi-am spuneți un caz acum... Un caz de alt tip de coleg. Pe mine, nu. Există povești romantice între polițiști și deținuți? Cunoașteți cazul? Nu știu, o deținută care s-a îndrăgostit un deținut care s-a îndrăgostit de o gard sau... de o polițistă? Da, cunosc cazuri, cunosc în și care... Și cum se întâmplă asta? Cum? N-are voie. Noi sancționăm chestii de genul ăsta. Nu are voie. Nu are voie. E interzis așa ceva, e interzis prin statut. Noi n-avem voie să avem nicio relație de niciun fel cu un deținut. Nici măcar din ăsta de prietenie. A fost de curând un caz, cred că în... Aici în București a fost. A fost și în București am avut caz. Da. Și cine cu cine? Bia cu deținutul. Și se întâmpla... a dat demisia până la urmă, că nu... oricum o dădeam noi afară până la urmă. Deci a pur și simplu s-a amorezat de un deținut. Normal, s-a amorezat ca orice... Și deținutul era ceva special? Nu îmi dau seama cum a fost, că nu l-am văzut pe deținut. A, nu știu, adică nu... Știu cazul, a fost de notorietate în sistemul penitenciar, dar nu-l cunosc pe deținut, nici pe femeie nu știu. Dar știu că s-au luat măsurile legale, pentru că nu tolerăm așa ceva. Adică
Dacă este o poveste romantică... Dacă inginerul de la Dacia se îndrăgostește de Dacia. Nu știu, m-am gândit. Dar de fapt are logică, nu? N-avem voie. Pentru că apare o relație emoțională, nu știi ce face una dintre părți. Exact. Nu, noi trebuie să fim obiectivi în luarea deciziilor. Iar dacă vine o relație emoțională, de asta de iubire, nu mai ești obiectiv. Și atunci eu știu ce s-a întâmplat. Și ce exemplu dau eu pentru ceilalți colegi de-ai mei? Sau pentru deținuți? Ce, suntem carne de tun? Nu. Eu personal sunt foarte sever în ceea ce privește relația deținuți polițiști de penitenciare, de orice fel. Nu-mi plac nici prieteniile cu deținuții, nici cu prieteniile cu infractorii, nici cu persoanele interlope. Adică, totuși ar trebui, dacă ai îmbrăcat uniforma statului, să te delimitezi. Că de aia noi avem condiții speciale și de pensie. Nu avem pensii speciale, avem pensii militare, ca să facem o diferență. Condițiile noastre speciale de muncă, pentru că avem niște limitări și niște privațiuni. Noi nu avem voie să avem alte joburi care au legătură directă sau indirectă cu jobul nostru, cu poliția penitenciară. Suntem tot timpul la cherem poliției penitenciare. Dacă mâine se dă o alarmă, eu de aici ar trebui să plec. Avem momente, sistem practic militarizat. Nu suntem militarizat, numai că nu mai suntem militari. Nu suntem avem militari, grade, avem, dar numai că dar la noi avem ce trăiți, regimul este la fel. Singura diferență între armată, când eram noi militari, este că nu mai avem gradele militare. Am trecut la gradele civile alea ca la poliție. Poliția s-a demilitarizat în 2003 sau așa și noi ne-am demilitarizat în 2004. În rest, regimul e la fel. La fel se urcă în funcții, la fel e cu sătrăițiu, la fel e cu salutul ăsta. Știți că dacă ai făcut armata, îl știi. La fel este, nu s-a schimbat nimic, doar că lumea s-a mai schimbat în general așa. Nu mai e respectul ăla în care gradul mai mic saluta gradul mai mare, nu mai e. S-a diluat respectul ăsta. Dar era mai bun. Da. Acum am fost într-un penitenciar și am fost salutat cu bună pe un coleg. Ne salutăm băieții între noi cu bună. Hai, lasă-o așa. Nu poți fi salutat cu bună. Că dacă te uiți la americani, acolo respectul tot timpul există. Probabil că e doar în filme. Asta vor să arate. Nu, eu cred că e doar în filme. Nu. Că și la noi să știți că există, în mare parte există respect. Dar vine generația asta, de v-am spus, de vin cu mamele sau vin tu pești, fără fundament. Adică, ok, să fii tupeist, că nu te recomandă nimic. Ca să ai tupeu, nu trebuie să te recomandă nimic. Cine are carte multă, nu are tupeu așa mult. E, oricum și bun simț. Că reacționezi când ești abuzat sau reacționezi când ți se încalcă drepturile. N-are nicio treabă, dar tu când ai tupeu așa fără să ia cineva de tine, parcă totuși e destul de deplasat. Și o ultimă întrebare. Deținuți străini aveți? Da. Și cum relaționați cu ei și cum relaționează ei cu ceilalți deținuți și cu... Învață o română până la urmă, că ce să faci ca să înțeleagă cu deținuți? Ce trebuie să facă? Pasarii, să acela, cum v-ați descurcat? Eu l-am avut eu când eram în școală. Așa, mi s-a părut că era cel mai violent. Era cel mai, nu neapărat că era cel mai violent, era cel mai mediatizat deținut și cel mai umflat deținut. Era umflat, nu? El era mai scump ca mine, pasarii sunt mai scump ca mine și eu nu sunt înalt. Și eram în practică și era un deținut, era în prima mea practică, în prima mea zi de practică. Și era un deținut care făcea așa. A ieșit din cameră la apel. Așa făcea. Și nu am zis nimic, m-am uitat așa la el, fără să știu cine e. Și l-am băgat înapoi pe maximă siguranță, că era la maximă siguranță, era mega păzit, mega. Noi nu știam cine e. Auzisem de pasaris că era un super criminal, un super... Și l-a băgat în cameră și la următoarea cameră, când m-am dus cu șeful de tură, îmi zice șeful de tură, bă, tu știi cine era asta? Și zic, nu știu cine era. Pasaris. Păi și acum spui că era lângă mine. A doua zi am stat 2-3 metri mai încolo. Pentru că avea o reputație de ucigaș de polițiști. El în România n-a făcut niciodată niciun rău. Niciodată. El a fost foarte cu minte. Pasaris în penitenciare a fost foarte cu minte, să știți. El așa când a fost arestat o făcea pe nebunul. Păi făcea pe nebunul, dar penitenciar a fost foarte cu minte. Și vorbea super. Și vorbește bine română.
Asta ceva. El cunoștea, deci cunoștea, avea o putere în asta, cred că, deci imediat își dă seama despre mediul în care era. Dacă era la penitenciarul Craiova, când a fost la penitenciarul Craiova, își dădea seama imediat despre cadre, despre arhitectura pușcăriei, își dădea seama despre colectivul de deținuți. Îi citea imediat. Și avea o putere de persuasiune foarte mare asupra celorlalți deținuți. Asta îl făcea și pe el periculos. Și ce îi noi îl schimbam, da, nouă ne-a fost teamă că îi instigă la revoltă pe azi deținut sau îi instigă la săvârșirea de acte de cruzime sau chestii de genul ăsta și de-aia noi ca administrație penitenciară îl tot plimbam așa prin penitenciare. A fost la Craiova, a fost la Gherla, a fost, acum nu știu pe unde n-ai mai. Urma să fie eliberat. Nu mai știu pe unde e acum, când am. Știți că deținut e în ochii și în atenția lumii o perioadă de destul de scurtă de timp, că o să fie și Elena Udrea, o să vedeți. Elena Udrea o să fie acum în ochii presei și în ochii noștri, dar după hai aia... Hai să verificăm dacă s-a întâmplat ceva cu verdictul, da? S-a amânat pe 22 iunie. Vedeți că mai face... Mai deci s-a amânat pe 22. Domnul, băi, mă, deci mai stă până pe 22, când 22 acum, luna asta sau luna viitoare? A, înseamnă că mai stă încă două zile, mai are două zile de penitență. Deci încă o să deci mai fie... O primiți de seară, înapoi vine cu mașinuța. Păi vine. Vine cu mașinuța. Sper să nu mai fie chiar atât strategie să o bagem penitenciar, că chiar m-a deranjat strategia Elenei Mândrea de a fi adusă de la Giurgiu la penitenciarul Târșor. Chiar m-a deranjat pe mine ca angajat. Ce e atâta tam-tam pentru un deținut? De ce nu are tratament la fel ca ceilalți? Să-i fost adus în penitenciar ca toți deținuți ceilalți. Că o filma presa? Foarte bine. E un deținut. Dovedit. E un infractor dovedit al României. Ce atâta strategie? Două mașini de la Administrația Națională a Penitenciarelor, încă una mică în față. Păi ce? L-am adus pe Biden? L-am adus și mai serios acum. Mai trebuia niște motorete în față și asta era. Era coloană oficială. Zice că venea Gabriel Oprea la Târșor. Da. Mulțumesc, Cosmin Dorobanțu. Simt că ne mai întâlnim. Ne mai întâlnim, cum să nu, cu cea mai mare plăcere. Că o să luăm fiecare subiecte și o să le discutăm pe bucăți. Pe bucăți, și nu? Mă interesez și eu la colegii mei să-mi dea alte subiecte de impact așa pentru opinia publică. Pentru că, cum am spus mai devreme, sistemul penitenciar este un sistem închis. Mulți sunt curios să vadă ce se întâmplă acolo în pușcării. Și o să povestim așa, o data viitoare când ne mai întâlnim, o să povestim un caz, două de când intră un deținut până iese ce face. Perfect. Da. Unde vă pot urmări, dacă, să zicem, aveți deja niște fani de astăzi încolo? Pe Facebook-ul meu, Cosmin Dorobanțu. Deuzi. Deci aveți Facebook? Da, acolo Facebook, scrieți opiniile? Acolo pun opiniile, acolo pun și vlog. M-am făcut vlog. O dată pe săptămână apare câte un filmulez din ăsta făcut de mine, în care spun... ce se întâmplă în penitenciare, reacția mea vis-a-vis de clasa politică pe care o consider că ne cam minte și a câștigat bătălia cu sindicatele, clasa politică. Sper să nu câștige războiul, că dacă am pierdut și războiul ăsta, suntem degeaba ca sindicaliști. De-aia, dacă se uită sindicaliștii ceilalți din poliție și din penitenciare, aș vrea să fac apel către domniile lor să renunțăm toți la orgolii și să ne întâlnim iarăși ca în decembrie 2021 și să coalizăm. Dezideratul meu este ca în următorii ani să unim toată mișcarea sindicală din România, pentru că ce e unit e ușor e greu de condus, de suprimat. Și dacă suntem uniți, atunci putem să facem din statul ăsta o Românie a statului de drept. Nu ce ne-a vândut nouă Iohannis și alte guverne marionetă de ale lui. Din păcate, asta e. Mulțumesc. Așadar, urmăriți-l pe Cosmin Dorobanțu, urmăriți-ne și pe noi, Patreon, pentru ca să putem spune lucrurile acestea, da, nu uitați, Patreonul are două scopuri, să urmăriți și filmulețe în exclusivitate, dar să ne susțineți și pe partea asta, pentru că și filmele care sunt, să zicem, puse la liber, sunt tot, încercăm să le susținem de acolo și avem și noi nevoie de independență, ca să nu ne cumpere unii, nu, să ne închide și nouă gura. Exact, și nu vrem să ne închide gura. Cum a făcut cu televiziunile. Păi da, nu uitați și de vin de la Tetelu, puteți să-l comandați de pe internet. Ia să comand și eu de acum încolo Tetelu. Da, e și roșu, alb și roze.
recomand, o să dau eu o sticlă astăzi. Mulțumesc. Cadou, da, să da. Ne împrietenim. Data viitoare vin și eu cu o cătușă. Nu vreau cu cătușe eu. Un pulan măcar ceva. Vrei să zici ceva, băi? Voiam să zic că cei de pe Patreon, de exemplu, au acces la clipuri mai devreme, deci episodul de astăzi o să-l vadă mai devreme decât pe YouTube. Corect, să nu uităm da, și asta. Deci da, early clar. Access pentru cei care au Patreon. Mulțumim pe data viitoare și să mai vedem ce se întâmplă în țara noastră. Da.